gândești, da, ceea ce spui. Vreau să aflu adevărul dacă ai făcut sex cu Radu, da sau nu. Gata, am sentimente din nou pentru Ilie. Nu te mai b***i așa la mine. Am făcut-o, am făcut-o. Nu ai făcut-o, ai făcut-o, că c***o e și c***o să mori. Eu eram prostul casei să aduc bani, tu ai consolat-o. Îi scripe ochii, înțelegi? Te lasă să faci ce vrei cu amândouă, dacă vrei. Nu, nu, știi ce vreau. Și apoi te lasă și-l bați pe Ilie, dacă vrei. Ce nu știu, ce nu știu, ce nu știu, bă, lasă-mi să-mi faci. Băi, ușor! Dacă te gândeai la familie, nu mă înșelai. Și tu de ce m-ai înșelat? Aiuțu! Stai mă puțin! Mai știi când te scoteam de la petrece beată? Ce-a fost apoi? Am o veste proastă pentru tine! Sunt însărcinată, dar nu știi cu cine! Statisticile arată că aproape un sfert din copiii României sunt crescuți în familii monoparentale, în majoritatea cazurilor alături de mamă, tatăl fiind absent din viața copilului. Un alt studiu a scos la iveală faptul că unul din 10 copii nu știe cine este de fapt tatăl său biologic sau că are dubii referitoare la relațiile de paternitate. În zilele noastre nu este nevoie decât de un simplu test ADN pentru ca adevărul să iasă la iveală. Cu ajutorul unui mediator, familii aflate în cumpănă vor descoperi adevărul despre trecutul lor, tați și copii față în față, într-o confruntare zguduitoare pentru aflarea propriei identități. Se spune că apariția unui copil este testul decisiv pentru orice relație. Primul copil fie îi unește pe cei doi parteneri, fie îi dezbină pentru totdeauna. Veronica și Ilie sunt căsătoriți de 8 ani și au avut până de curând o căsnicie obișnuită, cu bune și cu rele, dar au reușit să treacă peste toate. Ilie, în vârstă de 37 de ani, este șofer de tir și lucrează mai mult în străinătate. Bărbatul muncește mult și trimite bani acasă pentru soție și copil și revine în țară cât de des poate. Acum se află acasă de câteva luni bune, timp în care i-au răsărit în minte germenii îndoielii. Cum ai ajuns la concluzia că băiatul ar putea să fie al altcuiva? Eu sunt majoritatea timpului acasă cu copilul. Am observat că, din multe puncte de vedere, nu seamănă cu mine. Totuși, copilul are doar 8 luni, că nu poți să-ți dai seama dacă seamănă cu tine sau nu. Deci nu știu de unde vine chestia cu platfusul. Și aici vreau să revin la ceea ce mă deranjează încă un lucru. La 8 luni eu eram, mă scuzați, dotat. Ceea ce îmi spunea mie mama. Dar la 8 luni el, în viernișor, mă scuzați. Păi are totuși 8 luni. Păi 8 luni, dar de acolo se vede creșterea, ca să mă înțelegeți. Deci, ca să fac un rezumat, tu ai început să ai îndoieli că n-ar fi copilul tău pentru că are platfus. Da. Nici tu, nici soția nu aveți platfus. Exact. Ok. Poate ne spui dacă are altcineva platfus. Da, prietenul meu cel mai bun. Să zic că e prietenul meu cel mai bun, că așa l-am considerat. Până când, mă rog. Deci prietenul tău cel mai bun are platfus, copilul are platfus și de aici ai tras tu concluzia că s-ar putea exact să fie copilul lui. Exact. Tu mai ai și alte motive să crezi că între ei ar fi fost vreo legătură? Adică, nu știu, ai prins-o vreodată? Ai prins vreun SMS? Vreo privire între ei? Sau eu ceva am de înțeles întrebarea, dar și vă și răspund. Da, pentru că stăteam la etajul 4, sus căldură, vara, soția mai umbla într-un furou, mă rog, într-un chilot, mă rog, ca femeia, el la fel într-un chilot și automat acolo s-a făcut o lipire. Deci tu ai niște bănuieli de mai mult timp. Mari. Acuzele sunt extrem de grave și toată lumea așteaptă o explicație de la Veronica, soția lui Ilie. Tânăra, în vârstă de 30 de ani, a fost vânzătoare la mall, iar acum este casnică. De-a lungul vremii, Veronica a mai avut de-a face cu accesele de gelozie ale soțului ei, dar să fie acuzată de infidelitate... Cum ai putut, mă, să mă aduci aici? În fața la toată lumea asta? Păi să aflu și eu dată adevărul. Ce să aflu, mă, cum poți să spui de un copil de 8 luni care e platfus? Tu ești... Tu concepi ceea ce gândești, da, ceea ce spui? Vreau să aflu adevărul dacă ai făcut sex cu Radu, da sau nu. Băi, te vine cu sexul curat. Vino mai aici, că nu te mănâncă nimeni, că de asta ai venit. De ce m-ai adus să mă faci de râs aici, în fața la toată lumea asta? Nu te tu fac gândești ceea ce faci?
să-mi spui adevărul, să ce știi ce adevărul să spun? Stai aici și trebuie să-mi spui adevărul. Păi mai am stare să stau jos când văd că aberez atâtea lucruri? Aberez. Cum poți să spui așa ceva? Cum, și că copilul nostru nu e dotat? Da, la platul și dotat, asta mă deranjează. Păi, ai avut timp, eu cât am fost plecat în afară, ai avut timp să-ți o pui și în cap. Nu mai și intenția, măi omule, că tu nu ești sănătos la cap, cum poți să spui de un copil de 8 luni de zile? Cum poți să spun adevărul? Copilul ăla nici nu s-a dezvoltat bine. Lasă-mă că și eu când eram dezvoltat, eram la 8 luni ce mi-a zis mie mama, eram dezvoltat. Erai bine. Mare gigolo tu care te culcai cu toate femeile, o aveai de 30-50 de cât o aveai. Cât o aveam, dar o aveam. O aveai? Asta îmi spunea mama. Asta îmi spunea. Tu gândești înainte să scoți vorbele alea pe gură? Nu gândesc, eu crezi că eu sunt ca tine. Să nu gândesc să mă bag în pat cu toți. Da, de unde știi că mă bag în pat? Dar cum mă vezi așa? Să mă arunc în brațele oricului bărbat de pe stradă sau cum? Eu sunt o doamnă, mă respect. Păi nu mă ești, cum sunt o străinii de pe stradă. Să râd, ești o doamnă. Sunt o doamnă, într-adevăr, mă respect, da? Da, mă, am avut grijă de copil, de casă, de buget, să fie tot ok și tu să pleci în lume. Că ai avut grijă de casă și copil, ok? Da. Păi asta era datoria ta. Da, era datoria ta. A mea, dar a ta care era? Care era datoria care mea? Care era? Și să umpli cu femei? Nu, și-o știi care? Datoria mea. Care? Când mă duceam și munceam în afară și ți-aduceam bani. Să fie toată bine, și ok? Și eu nu munceam? Cum? Păi, eu stăteam acasă știu, degeaba, știu, nu? Știu, cum munceai. Eu nu munceam. Știi cum munceai, știu. Cum? Prin baie, cum mă văd să vorbesc și eu, că toată ziua vorbești. Vorbești mult. Gata, da, vreau să spun adevărul. Ilie, gata, tu ți-ai spus partea ta. Acum Veronica e și aici, să o ascultăm și pe ea. Veronica, tu ai asistat la toată discuția, ai ascultat tot de da, dincolo. Da, am ascultat tot ce... Bun, ce părere ai? El te acuză că te-ai fi culcat cu prietenul cel mai bun. E adevărat? Doamne, mă vedeți pe mine așa, o femeie care să mă culc cu toți străinii de pe stradă, cu toți boschetarii sau cum? Dar prietenul cel mai bun nu era un străin, locuiați cu toți în casă. Eu mă respect, eu nu pot să mă culc cu oricine. Eu m-am culcat doar cu el. Pentru că pe el îl iubesc. El este soțul meu. Nu toată lumea. Să fie clar. Deci nu a existat niciun fel de relație. Nu a existat nimic. Nu a existat absolut nimic între noi doi. Gelozia excesivă, bănuielile și neîncrederea în partener sunt doar câteva dintre consecințele grave ale relațiilor la distanță. Un soț mai tot timpul plecat, o soție tânără și frumoasă rămasă singură să crească un copil mic, un prieten apropiat mereu prezent în casă, iată ingredientele unui dezastru amoros. Auzi, băi, nenorocitule, ai fost plecat atâta vreme în Italia sau în Spania, unde da, ai mai fost. Doamn. Așa. Dar tu nu te-ai dar gândit la ea? Dar de ce mă face pe mine nenorocit? Pentru că ești un nenorocit. Păi de ce? Că eu păi spun adevărul. Păi pentru că ea... Păi da, ia, uite, tu nu vezi cum arată? Păi logică țineți pe ea. Femeie la femeie. Băi, a avut grijă de copilul tău? A avut. Păi și? Păi și? Asta contează pentru mine, nu vreau să aflu și adevărul. Păi uite-te, mă, cum arată, da? Doamna are dreptate. Nu știu la mine cum arată, da? Nu arăt la parașută să mă păi, da, cu am grijă de copilul tău. Eu am îngrijit copilul, am îngrijit casa, am ținut casa. Așa. Tu ai pus sacul pe spate și ai plecat. Păi da, mi-am pus un sacul pe spate sau sacul, ce zici tu? După femei, ești un da, sunt asta ești, da. Păi aici să vezi, de aici să vezi că pe mine m-a deranjat lucrul cu copilul, cu ***-ul lui acolo. Păi, deci, înțeleg că relația voastră nu era foarte bună, nu? Da, nu era. Da. Simțeai că el pleacă foarte mult de acasă? A fost asta o scuză pentru tine să te apropii mai mult de prietenul lui care era tot timpul acolo da, acasă? Și asta. Da, și asta a fost o scuză. Deci v-ați apropiat? Da, da. Un pic. Da. Și ce înseamnă că a fost o scuză? Adică s-a întâmplat odată ceva adică te-ai culcat cu el? Nu m-am culcat cu el. Nu, ci că nu, mă, nu! Da, nu, jumătate până aici. Eram în depresie. Păi și spune-mi cum te-a consolat. Ia. Cum să mă consolez? În duș, în duș, doamnă. Haideți să ascultăm, nu? M-a ajutat în lucrurile din casă, cu curățenia, cu astea, a fost alături de mine, se duceam, cumpăra ce aveam nevoie pentru deci dacă asta la tine înseamnă consolare, nu știu cum să-ți explic ca să înțelegi consolarea asta ce înseamnă pentru mine. Adică acum, în mintea mea, consolarea... Vezi că, uite, ești murdar aici, așa, că fac și de față cu oamenii ăștia. Păi, dar nu vezi că ești un bou? Tot eu sunt. Bou, ai fost și bou, o să rămâi toată viața ta. Și eu de ce? Că spun adevărul. Nu spui adevărul. Păi, dar tu nu vezi cum te duce? Eu spun adevărul. Ilie și Veronica au o relație pasională, dar nu în sensul bun al expresiei. Cei doi pun multă pasiune în injuriile și acuzele pe care și le adresează cu mult patos,
fără să țină seama că se află în prezența mediatorului. În spatele cuvintelor grele se ascund însă și anumite motive mai mult sau mai puțin întemeiate. M-a înșelat! Păi stai mă puțin! Și s-a nu spun cu cine, să nu te zvălui acum, să nu te zvălui că vine mie, Draghi! Păi auzi, auzi! Și dacă mi se urcă sângele la la cap, să nu te zvălui adevărul cu cine ai făcut și ce ai făcut! Da, într-adevăr, recunosc și dumneavoastră și dumneavoastră, am înșelat, dar ce am vorbit eu cu tine? Să tragem în linie, să îngropăm trecutul și să... Hai să dezgropăm morții. Păi și atunci de ce ai mai venit aici? Păi da, da, aici e vorba de strict, strict copil. E vorba strict de copil? Păi și atunci de ce îmi scoți ochii că te-am înșelat? Asta cu înșelatul, adică, stai puțin, cu înșelatul, dacă era numai de înșelat, păi nu mai apelam și mai veneam. Corect, logic? Păi și tu ești tatăl copilului. Dar eu am venit pentru copil. Eu ți-am spus adevărul că n-aveam de ce să mint. Băi, copilul meu n-are trăsăturile mele, n-are cum i-am spus, n-are asta de la mâini. Băi, copilul are 8 luni de zile, n-ai de unde să-ți dai seama acum cu cine seamănă. Înțeleg din dinamica voastră că voi aveți așa ca o înțelegere tacită. Deci tu ai acceptat că el te-a înșelat, dar... Da, am zis să trec peste. Și hai. Cum ai trecut tu peste? Acum așa... Am zis să trec, hai, o dată, gata, să adică trecem cu vederea. Dar nu să se repete și nu cu cine știu eu că mi-a greșit. Ai simțit nevoia să-i plătești cu aceeași monedă? Da, am simțit. Într-un fel am simțit. Deci a fost ca mine. Deci... Da, am simțit-o, pentru că suntem la mod egal acum. Deci a fost ca mine? Da, pentru că nici nu ai trei picioare și nici eu nu am. Dar nu mă așteptam la tine, adică până acum... Dar cum aștepti de acum? Ce, doamnă, că am și eu un suflet, nu mereu și-o trebuie să crezi că spui adevărul și tu acum ce faci? Da, aproape eram leșinată și de căldură și de rău. Stai puțin, dragă, să-ți dau pe spate. Și a venit pe tine în baie. Și a luat, nu mai puteai. Aveai cătuși la mână. L-ai primit direct așa, gata, a venit în duș. A fost un greșeală, asta e. Am înțeles, am înțeles. V-ați protejat? Da, ne-am protejat, normal. De ce să te protejezi? Că nu înțeleg. De o sarcină, pentru că dacă ați folosit prezervativ sau alte metode de protecție... Cum să-și spună la doamnă, acum mă scuzați, dacă a făcut-o în duș? Logic. Suntem maturi și știm. Stai, lasă, 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 că așa ai zis și acum. Lasă, stai puțin. Cum și-a făcut-o ăla? Lasă minciunile. Ca bărbat, să te mui în apă așa, cum a făcut, ca acum a vorbit. Da, pentru că suntem maturi, nu mai suntem copii, avem o grijă și noi, nu? Suntem responsabili, domne, de ceea ce facem. Băi, dar uite, așa am crezut eu toată chestia asta, povestea asta, că e bine, e bine. Protejată sau neprotejată, infidelitatea tot infidelitate se cheamă și Veronica a ținut să-și achite în public nota de plată față de soțul care a înșelat-o în nenumărate rânduri. Alta este însă întrebarea esențială aici. E clar că odată ce ai avut relații intime cu prietenul lui, există și această posibilitate ca el să nu fie tatăl copilului și copilul să fie al cuiva. Nu, doamnă, nu există nicio posibilitate. Eu m-am protejat. Vă spun cu siguranță, m-am protejat. Și el este tatăl copilului. Da, protejare mare cu... El este tatăl copilului și eu mama copilului. Acoperiști de la bun suntem protejați, dar în baie nu mai știu. Te rog, nu mai la mișto. Păi te ia la mișto că și tu m-ai luat ca scuzând un faptul ăsta că nu... Dar tu de ce ai plecat și m-ai lăsat? Ți-ai bătut joc de mine. Ai plecat și m-ai lăsat ca un porc. Ca un nesimțit față de nevasta ta și de copilul tău mic de 8 luni de zile. Tot pe mine. Lasă-i dracu de bani, că banii îi facem noi. Da, îi facem. Păi îi facem. Cine îi face? Noi, dar și suntem sănătoși și facem, dar nu plecați de departe de celălalt. Dar cine-i face dacă tu stai acasă și stai cu amantul, cu vecinul, îi face și nu știu ce, și ăsta muncește? Haideți să ne oprim, vă rog frumos. Și tot n-a fost bine. Vă rog să nu mai ridicați tonul. Hai să ne oprim. Nu mai vă băgați. Te rog frumos. Hai să stăm fiecare la locurile noastre, vă rog frumos, pentru că vreau acum să vină și presupusul... Amant sau nu presupus-o amant, cel cu care Veronica a avut o legătură. Hai să vedem ce are și el de spus în toată povestea asta, că și el e implicat. Poate și el își dorește să facă parte din viața copilului, nu știu. Păi de ce să-și dorească? E copilul meu! Nu știu, haideți să vedem, Mati, că n-am apucat să vorbim. Radu Gafton este prietenul de viață a lui Ilie. Cei doi au crescut în același sat,
au mers la aceeași școală și chiar au fost șoferi pe același tir o bună perioadă de timp. Radu a locuit împreună cu soții Paraschiv în primul an când a venit în București, fiindcă nu își permitea să plătească o chirie de unul singur. Cât au locuit împreună, au existat perioade lungi de timp în care Radu a rămas singur în apartament cu Veronica, fiindcă Ilie era plecat din țară. Pentru ce ai venit aici? A venit și el aici. M-a făcut deja un dens. Tu de ce ai venit? Terminați-vă cu chestiile astea. A venit pentru chestii serioase, nu să ne certăm. Pentru ce chestii ce serioase l-ai venit? Pentru ce mai important de momentul de față? Pentru Antonio. Să mă faci de râs? Pentru nu, am venit pentru Antonio. Pentru cine că l-ai copilul? Cum adică ce treabă tu cu Antonio? Așteaptă să vină testul și poate e copilul meu. Am venit ce să faci, mă? Ce test, mă? Ce cu chestia asta? Tu te auzi pe tine, bă, tu ești enervat. Cum să vorbești? E prima și ultima dată când te mai lasă să faci chestia asta. Așa, și ce să faci? Mă ameninzi tu pe mine, mă? Ai uitat de cine ești crescut și de cine ești sponsorizat de mine? Și de câte ori ți-am făcut bine? Și am și bani. Stai jos. Stau jos. De ce, mă, că ți-am făcut bine și te-am luat de unde te-am luat? Stai jos, Ilie. Da, mă, stau jos. Fac chestia că stau jos că în respectul lui doamna de aici. Păi spune, de ce ai venit? Hai, mă, lasă-mă și tu. Păi ce te așezi așa ca șmecherul și cu fițe de-astea? Mie nu-mi plac aerele de-astea. Spune, de ce ai venit, să mă faci de râs? Hai, stai și tu. M-a făcut de râs. Stai, 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 stai. Hai să vedem, uite că el a pus... Mă scuzați, mă scuzați. Nicio problemă. Ai ascultat toată discuția. Da. Ilie a venit aici pentru că crede că nu este tatăl copilului. Că poate tu ești tatăl copil. Ce părere ai despre chestia asta? Cred că este adevărat. Ce, mă? Crezi că tu ești tatăl copilului? Da. Ce să fie, mă? Veronica, băi, 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 stai, calmează-te, bă, băiatule. Stai, cum mă, să-mi calmează? Adică ceva. Vrei să stau așa liniștit? Vrei să stau liniștit când e tatăl copilului? Băi, dar de ce susții chestia asta pe ei? De ce susții că am avut o idee? Ia zi-mă, de câte ori ai făcut, iată. Iată și libra, am fost odată și atâta. Și ne-am protejat, tu știi foarte bine. Nu mai face misul de mine. Ai terminat? Nu am terminat. Ia zi și vreau să spun punctul meu de vedere. Ia taci, taci, lasă-mă că și... Nu mă mai atinge și... De câte ori ai făcut sex cu nevastă mea? Eu asta vreau să aflu. Ce hău, ce hău? Băi, ce hău? Ia uzi-mă, la mea să-ți dau și eu palmă, nu? Lasă-mă face, trebuie. Că m-ai mințit. Lasă-mă să termin cu el mai bine. Hai să ne așezăm jos, să ne liniștim. Ce hău? Veronica mi-a spus că s-a întâmplat o singură dată. Tu spui altceva? Rămân un domn, rămân un domn momentan. Păi, ce pot să spun? Nu, hai să ne spui adevărul. Înțeleg, exprimă-te ca un domn. E minunat că vrei să vorbești așa. Dar spune care e adevărul. Păi, este foarte simplu. În momentul în care eroul aici de față a plecat, pur și simplu... Eroul, mă, e la mișto, mă? Ok, a plecat. Înțelegi, dumneavoastră? Trebuia să o consoleze cineva. Chiar mamă, ce înțelegi tu că te și întrerup, dar pentru că meriți să o consolezi, ce înseamnă? Consolare egal? Păi întreabă, trei litere. Băi, băi, când a fost o dată, ne-am protejat, da? Și nu mai susține că a fost o idilă între noi doi, că nu a fost absolut nimic. Mă, o dată s-a întâmplat, atât. Spune-mi și mie adevărul, de câte ori. Nu, o dată s-a întâmplat în viață, atât. Miercuri, apoi marți, am reluat pe scări, pentru că am cam încercat să o luăm de sus și să coborăm ușor. Băi, ce duci, băi, ce duci, că te-a luat pe taie, băi, 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 ia uite femeia, vedeți? Da, mă, da. Doamnă, doamnă, vedeți? Ia uite femeia, și nu mai vine, băi, băi, băi. Tot eu nenorocit. Băi, nu mai vine, băi, că nu mai trăi cu el. Tu ai trăit cu mine. Deci odată se pune. Cu mine. Dar de la unul în sus, nu. Odată a fost. Este și ironic. După ce i-a aruncat în față faptul că l-a înșelat cu cel mai bun prieten al lui, Veronica face apel la încrederea lui Ilie. Din tot ce s-a discutat până acum, încrederea pare un lux pe care cei doi soți chiar nu și-l mai pot permite. S-a ajutat să nu fie copilul tău biologic, dar îl consider în continuare copilul tău? Da! Mă scuzați că vă întreb. Gândiți-vă la o singură chestie. Stai și tu jos când stai în cap și oricum n-are rost. E foarte simplu. Unul la mână. Îi stă în cap, bă. Unul la mână. Da, nu mi-a stă protejat. Da. Nu am făcut o protejat, asta este adevărat. Băi, sus, da. Hai, lasă-te. Noi doi n-am făcut nimic. Bă, cum poți să stai așa și pe scaun? Și protejați. Aduți aminte în duș, s-a întâmplat pentru că asta a fost un incident. Băi, cum o să iau eu masa asta acum? Nu, 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 stai, stai liniștit. E cum o să iau eu masa asta să vă pun în cap? Păi asta e o secundă. Da, asta masa asta e nevinovată. Bărbatul fatal, tu nu vrei adevărul? Păi, bărbatul fatal, păi vrei adevărul sau nu vrei adevărul? Că dacă nu vrei adevărul, am făcut-o odată, protejat. Chimia asta s-a petrecut după ce a rămas însărcinată sau și înainte? Și după? Până când să vină domnul. Nu mai minți, nu mai minți!
Domnule, e cel mai bun prieten al tău, înțeleg. De ce ai avut tu, de ce ai simțit tu nevoia să o consolezi pe Veronica în felul ăsta? Că un prieten foarte bun este loial prietenului, nu? Corect, dacă luăm imaginea în ansamblu, eu sunt personajul negativ, să spunem așa, da? Dar este foarte simplu, stând în aceeași casă cu ea, el stând plecat, ai văzut? Cartă, ai vreme, mai pur și simplu. Nu am pur și simplu, nu dădea unde, și nu trimitea nimic, nu nimic. Da, da. Stând împreună. Cu ce minte el? De multe ori sau ce? S-a întâmplat o singură dată și protejat. Ok, bine. Veronica spune că s-a întâmplat o singură dată. Cu scuturi v-ați protejat. Radu spune că s-a întâmplat de mai multe ori. Radu, există și sentimente între voi? Dacă ne întrebați acum o săptămână să ne fi băgat într-o cameră, da, era acolo ceva foarte, foarte impulsii care pur și, da, pur și simplu exploda. Poate din partea ta, nu? Era un amalgam de sentimente. Ilie a venit aici crezând că nu este copilul lui cel tău. Tu ai venit crezând că este copilul tău și vrei să ți-l asumi? Da, 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 clar. Da, da, mai, da, mai să este nevoie de acel. Da, 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 da. Dar nu e altul copil. Știi cum faci de zile? Cum ți l-ai asumat? Știi cum faci ca cineva? Da, 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 așa e făcut. Explică și mie, 8 luni de zile ce ai făcut? Am muncit și am avut încredere în... Să nu spui că ai muncit. Într-un fals. Da. În ghilimele, prieten. Să nu spui că ai muncit cum munceam noi când mergeam la c***. Așa ai muncit și tu? Păi sunt de ce spesa? Băi, să nu mai dezgropăm acum ce... Să nu dezgropăm. Păi da, dar noi vorbeam de subiectul copil și sex. Păi dacă măi, cum ai muncit? Ai mai ai muncit? Păi, dar auzi dacă munceam noi? Fii atent. Când îi ziceai, lasă-o pe nevastă mea că îi spun că sunt plecați și ne... Dacă stăm acum să analizăm, am venit pentru două subiecte. În primul rând, ce mă doare pe mine copilul. Păi dacă eu afir că vreau să mi-l asum și tu îmi spui da, 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 mi-l asum, că tu 8 luni de zile n-ai asumat nimic, n-ai trimis nimic, bă, nimic n-ai făcut. Dar de unde și tu spui tu? Că e copilul tău? De unde tu? Păi dacă am stat în aceeași casă, e stâmpit, crezi că nu vedeam ce intra și ce ieșea din casa aia. Bă, dar tu ești rușine. Tu ești rușine. Totul mi-e acum, nu? Dacă vine vorba despre îngrijirea celui mic, Radu pare să aibă argumente puternice. Absența figurii paterne nu poate fi suplinită prin bani sau obiecte, dar este foarte grav și atunci când tatăl nu contribuie suficient de mult la creșterea și îngrijirea copilului. N-am avut decât o aventură, adu-ți aminte! Atâția ani ești copil! Nu s-a întâmplat de mai multe ori între noi doi. Hai să facem... Ce să facem? O introspecție, am trebuit să ne aducem nu aminte. Nu mai facem nimic! Nu, 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 să ne aducem aminte când tu îmi spuneai iubitul meu. Când îți spuneam, mă, când îți spuneam? Să fie bine, o să-l las pe Ilie și o să rămânem împreună cu Antonio. Dar de ce minți, de ce minți? Bă, dar știi ce ai venit cu data aici? Copilul știi ce ar fi frumos? Uite-te-mă în ochii ei, să vezi dacă o crezi. Bă, bă, măcar acum, înțeleg, eu sunt ăla, pionul ăla negativ. M-am uitat, m-am uitat. Tu o crezi, pe bune, tu o crezi. Băi, băiatule, odată s-a întâmplat. Bă, tu ești nebun la cap. Și crede-mă că n-am degete la mâini și la picioare să-ți mută câte ori s-a întâmplat și în toate locurile. Da, m-am vrut să las, dar nu s-a întâmplat de atâtea ori de câte ori. Ia uite, am vrut să te las. Băi, da, pentru că el a făcut primul pas și a plecat și m-a lăsat. Eu ce vrei să fac? Deci, bă, ca să înțeleg un pic, până la urmă nu s-a întâmplat niciodată, nici de foarte mult. Eu era undeva pe la mijloc. De ori. Ca să fie. Nu, de cât odată, nu mai minți. Nu vă supărați. Am și eu o întrebare. A, tu zici că odată, o singură... atât. Odată? Da. Păi și el de ce spune de atâtea ori? Bă, pentru că nu înțeleg. Nu știu, probabil că el vrea să mă recucerească sau cine știe ce plan are să fac. Să o recuceresc, ca să înțelegeți, a fost cucerită, e la mintea copilului că a fost cucerită odată de mine. Și dacă a fost cucerit, e foarte simplu, o să iau copilul în momentul în care să demonstrez. Bă, bă, pentru Antonio, bă, eu fac orice pentru Antonio, bă, copilul meu, bă. Săranule, copilul tău. Bă, nu te înțelegi de copilul meu, mai înțelegi. Bine testul ăla, și nu că nu mai vezi. Un kilometru. Bă, dacă n-ar fi copilul meu, bă, lasă-l, nu aștept, mă, Antonio, pentru copilul meu, că e copilul meu. Ai înțeles? Nu faci tu bine legea, mă. Poți scoate țăranul din sat, dar niciodată s-a tot în țăraie. Ce ai făcut, mă? Bă, ai uitat, mă? Pleacă-te de aici. Pleacă-te aici că te lovesc. Nu, nu e. Ce faci, mă, tu pe mine? Băi, gata, terminați! O prietenie de viață este distrusă de veninul infidelității, al geloziei și al pasiunii pentru aceeași femeie. În timp ce Ilie abia își mai stăpânește nervii, Radu vine cu noi argumente ca să demonstreze că micuțul Antonio este fiul lui. Cu cine seamănă? Seamănă cu tine? Da, mă, da. Unde la urechi? Unde seamănă? Bă, ăla e copilul meu, bă, băiatule. Uite-te, băi, la el. Nu e sănătos, mă, ce zici? Păi uite-te, bă, băiatule, că e unul la unul cu mine, e cu tine. Băi, băiatule, te auzi ce vorbești, mă? Mă auzi ce vorbesc? Păi, bă, ai toate probele în față, băi, ai toate probele în față. Cam peste morți, mă, da, peste răniți, peste așa tot. Așa ai călcat 8 luni, așa ai făcut-o pentru Antonio orice. Ilie, până la urmă, e copilul meu. Copilul tău sau nu e copilul tău? Ca să înțeleg că ai venit foarte pornit aici la început, consideră că nu e copilul tău. Asta e și problema, acum... că a venit aici. Păi, dacă e sigur că e copilul tău... Adevărul, dar mai contează pentru tine acum la ora asta? Contează foarte mult. Păi, ce înseamnă asta? Dacă facem un test de paternitate, se dovedește că este copilul lui Radu,
Ce se întâmplă cu relația ta cu Antonio? O să fie tot copilul meu până la sfârșit. 100% o să fie copilul tău. Da. Deci până la urmă, indiferent dacă ești sau nu tatălui biologic, tu vrei să-i fii tată, să fii prezent în viața lui în continuare. Nu, nu o să fie. E simplu, nu o să fie. Dacă o să vezi că e copilul meu, nu că nu o să-l vadă. Nu o să apropie un kilometru în jurul lui. Da, nu știu că e numai decizia ta până la urmă asta. E copilul meu, să știi. Da. Ai înțeles? Ok. Nu e al tău. Să-ți intre bine în cap. Unu și cu unu fac doi și degeaba se ceartă Radu și Ilie pe paternitate. Ultimul cuvânt îi revine mamei. În sala de așteptare se află de ceva vreme un martor misterios, o femeie care a ales să-și țină identitatea ascunsă până când va fi chemată de mediator să depună mărturie. O recunoaște cineva, vreun dintre voi? Îmi plac blondele. Nu, chiar nu o recunosc, pentru că e de la spate și n-am cum să o văd. Ilie, ți se pare cunoscută? Da, chiar nu știu ce caută ea aici, că... E posibil să fie o persoană din viața ta? Sigur, o persoană din viața lui. Blonda misterioasă este Vasilica, sora mai mică a Veronicăi. Vasilica are 25 de ani, lucrează la un salon de înfrumusețare și nu este în cele mai bune relații cu sora ei mai mare. Deși cele două au crescut foarte apropiate, în ultimul an lucrurile s-au schimbat și Veronica nu o mai primește pe Vasilica în vizită și nici nu îi mai răspunde la telefon. Vasilica, dar de ce ai venit? Pentru că am să spun tot adevărul golgoluț. Care este adevărul golgoluț? Mai bine gol. Da, și tu cu dormitorul știi ceva? Lasă că te știu eu, în dormitor strigi mami, mami, tu chiar ai nevoie de un psiholog, chiar psihiatru. Cine a chemat-o mă pe asta aici, că ai un gur acum, mă? Doamna mediator, haideți să vă spun că nu este vorba despre Plactus, este vorba despre persoana care m-a chemat aici. E bine că vorbești în sfârșit că prea ai fost tăcut de când a intrat tipa asta, prea ai fost tăcut, ceva se întâmplă. Să lăsăm să spun. Cine e o persoană? Cine? Eu sunt surioara mea, dragă, eu i-am invitat, eu i-am adus pe toți aici. Fă-ne simțit-o, tu vrei să te rup în două acum? Eu vreau să se afle adevărul. Fă ce adevăr să se afle nesimțit-o? Fă-mă, ia-mă pe așa de nesimțit-o, curva mare ești! Mamă, unda trebuie! Eu trebuie să te arăgești la tine, dragă! Bă, eu știu că nu sunt, mă! Fă-ne, ăsta! Fă! Ăsta e tatăl copilului, ai înțeles? Nesimțit-o, bă, cum să ești că te-ai un pic temperează-ți comportamentul ăsta? Omorâți aici, eu vreau să o faci. Omorâți aici. Care era interesul tău? De ce ai chemat pe toți aici? Vreau să se afle adevărul. Care adevăr? Ei, o să se afle, imediat. Hai, spune adevărul, care e adevăr? Că și așa m-ai făcut de și tu și ești. Vreau să se afle care este adevăratul tatăl. Niște boschetari. Hai, zi. Adevăratul tatăl al lui Antonio. Care este adevăratul tatăl lui Antonio? Radu. Ia mai spune o dată, că n-am auzit bine poate. Cine-i tatăl copilului? Hai mai spune, hai te rog, eu mă rog. Tu ești dragă, tu ești! Cum dar Vasilica, de unde știi tu chestia asta? Când ți-am spus că ești un prost. Bă, pe mine o faci în față prost? Păi, fată, cum să fie asta tatăl copilului? Voi sunteți de bun, mă doare capul! Asta e adevărul, dragă. S-a aflat adevărul? Este tatăl lui Antonio. De unde știi, Vasilica? De unde știi tu cel mai bine? Ai, cunoști tu ceva ce noi nu știm? Pur și simplu știu. Deci, Vasilica, nu știu pe ce-ți bazezi tu afirmațiile, dar cred că am ajuns în punctul în care trebuie să oprim discuția. Veți merge să faceți analize ca să vedem care dintre voi este tatăl copilului. Iar în timpul ăsta v-aș propune să petreceți un pic de timp și cu copilul. Radu spune că tu nu ai prea petrecut timp, tu dorești foarte mult. Ce drept mai are el să petreacă? Ce drept? Adică mă, nu are drept. Și ne întâlnim aici când vom avea rezultatele. Eu vă spun o singură vorbă și un singur cuvânt. Oricare ar fi situația și rezultatul testului ADN, eu cu el voi crește copilul. Fără nicio discuție. Vasilica nu a dat nicio explicație pentru venirea ei la mediator și pentru faptul că ea crede că Radu este adevăratul tată al micuțului Antonio. Dar testele de paternitate vor aduce toate lămuririle necesare. Noaptea este un sfetnic bun. A doua zi, de dimineață, Veronica este într-o dispoziție împăciuitoare și este dispusă să discute normal cu Ilie. Ce? Cum că ți-a trecut? Ce să întreacă, mă, să-i de trecut? M-ai luat așa? Ce să întreacă? Spune-mi că ți-a trecut. Păi ce să întreacă? Asta e de trecut? Asta e de uitat? Asta e de iertat? Frumos din partea ta ce mi-ai făcut? Ce-am făcut? Ia uite, mai și întreabă, băi, frate, ce-a făcut? Păi spune-mi ce-am făcut. Cum ce-ai făcut? Tu nu știi ce-ai făcut? Ce-am făcut? Te întreb singură, că m-ai înșelat, te-ai și găsit cu cel mai bun prieten al meu. Ești number one. Dar tu nu m-ai înșelat?
Băi, tu pe mine, eu vorbesc de tine. Tu ai venit la mine, m-ai iertat. Și eu ți-am răspuns, cum pot eu să te iert? În modul ăsta. Când tu vii la mine și îmi spui cu cel mai bun prieten, care eu știu. Cum, așa e frumos? Așa e bine din partea ta? Dar și tu ai făcut-o, gândește-te că și tu ai făcut-o. Ai fost de atâtea ori plecat în afară. Dar vreau cum să m-ai împins să fac chestia asta? Dar vreau să știu și eu un singur lucru. Cum ai putut tu, asta spune multe despre tine. Multe, enorm despre tine spune. Chiar cu cel mai bun prieten al meu, da, ok? Și în ce moduri? Asta mă interesează. El mi-a făcut avansul. El este de vină. Da, eu tu nu ești. Nu am nicio vină. Tu nu ești de vină. Nu, tu ești sfântă. Nu am nicio vină. Hai să te pun și icoană. Te pun icoană. Și tu ai fost de vină. Tu m-ai împins să fac lucrul ăsta, că ai fost plecat tot timpul în străinătate, da? Păi am fost pentru familia mea, familia noastră, că nu mai nimeresc, mă aduci în stare să vorbesc ca Iurea. Mi-ai spus că nu te mai întorci, da? Eram o femeie liberă. Să fac ce vreau. Cum să fii liberă când... Băi, și tu ai suflet și eu am suflet. Cum poți să fii liberă în moment ce ești cu mine? Liberă și înseamnă să fii singură. Ai spus că nu te mai întorci, da? Era normal să fac și eu ce-mi poftește inima și ce-mi dorește inima mea și sufletul meu, nu? Băi, ia spune și mie ce moduri ai făcut-o tu cu cel mai bun prieten al meu. Te rog frumos, chiar te rog. Eram în duș și a intrat peste mine. Eu n-am avut nicio vină. A, în duș? Da. În duș, dar cu mine când te-am rugat frumos, hai să facem și noi în duș. Aveam eu fantezia mea în cap, mă rog. De ce n-ai vrut? A, cu el, gata. Ce a zis? Gata, hai să facem. Dar tu cu centuristele care le-ai făcut și colac peste pupăză că ai făcut în trei? Și cu el? Cu cel mai bun prieten al tău? Eu du-te, nu pot să cred așa ceva, domne. Frate, lasă-mă. Cum ai putut să faci în trei? Eu vorbeam acum despre tine. Păi și tu ești de vină, că și tu ai făcut-o, nu mai eu. Și ce ai zis? Să compensăm. Ce ai zis? Hai să iasă și de acolo și de acolo. Pentru că și eu sunt om, da? Să fim la mod egal. Da, mă, da. Da, normal. De ce să o faci numai tu și eu să nu o fac? Sau cum? Eu nu sunt om? Păi tu ești om, dar trebuia să te gândești în primul rând că ai un copil. Eu cum pot acum să te mai las, gen, să te apropii de copilul ăla? O singură dată s-a întâmplat și din cauza lui, că el mi-a făcut avansul și a intrat peste mine în duș și atâta tot. Asta e, mai greșește omul în viață. Da, mamă, dar ce greu. Ai greșeai altceva, dar nu chestia asta cu cel mai bun prieten al meu. Asta aiurea s-a ești. Întâmplat, nu pot să dau timpul înapoi acum. Asta nu s-a întâmplat. Ba s-a întâmplat. Și eu sunt bărbat până la urmă, că tu m-ai luat acum. Hai să-ți dau și eu replica înapoi, că n-am uitat. Și dacă ești bărbat, ce vrei să spui acum? Păi tu trebuie să fii pentru casă, o mâncare, un copil, o curățenie, nu mie să-mi impui. Și tu te-ai dus cu altele. Păi m-am dus. Dar de ce să te duci din moment ce ai spus că mă iubești pe mine? Păi tu erai la N mii kilometri. Dar nu contează, trebuia să stai aici lângă mine, da? Să mă protejezi, nu să mă las singură, cu un bărbat în casă. Ba tu, ba tu, sună deja ca un refren uzat venit din gura soților Paraschiv. Amândoi au înșelat, iar acum fiecare încearcă să își justifice infidelitatea aruncând vina pe celălalt. Știm de la specialiști că în asemenea cazuri doar dialogul este soluția, dar în cazul ăsta avem de a face cu un dialog al surzilor. Și eu am făcut multe, da, tot de mine aduce aminte. Da, știi da. Ceva? Gata. Divorțez și gata. Nu mai vreau. Mie, te rog, gândește-te. Ce să mai mă gândesc? Pentru copil. Măcar fă-o pentru el. Pentru copil, poate. Pentru copil, el. Pentru tine nu mai simt nimic. Nu mai te detest că m-ai adus în stare să vorbesc ca Iurea. Nu mai pot, am nervi. Te rog, gândește-te la copil. La copil, nu pleca. Nu pleca, te rog. Lasă-mă, te rog eu. Te rog eu frumos. Te rog, nu pleca. Te rog eu frumos, lasă-mă. Te rog. Ce să-ți fac? Ce să-ți fac? Pentru copil poate să rămână, atât. Ilie și-a spus oful și a lăsat-o pe Veronica mută de uimire. Ea credea că, mărturisindu-și propria infidelitate, se va răzbuna pe el pentru toate aventurile, dar nu era pregătită pentru o amenințare cu divorțul. Este ora stabilită de mediator pentru vizita lui Radu, așa că fostul prieten și coleg de apartament își face apariția, pregătit să-și asume pentru câteva ore rolul de tată pentru micuțul Antonio. Ai uitat că mediatorul a spus că astăzi am drept să petrec timp de calitate cu copilul? Eu decid, până la altcineva, că e casa mea, după cum observi. Mă tratezi așa, stai așa ca la tine acasă. Băi frate, tu ți-ai uitat statutul tău. Ai uitat unde ai plecat, tot. Totul e, tu ești... Rege, nu? Băi, băiatule, eu am venit astăzi să petrec timp cu copilul, cum a spus mediatorul. Respect pur și simplu ceea ce a spus. Ce e greu de înțeles? Păi... Este dreptul meu, ok? În casa mea, fiecare are dreptul când îl dau eu să-l aibă. Ai înțeles? Uiți ceva. S-ar putea să fiu chiar tatăl copilului. Ce să faci, mă? Da, ce să fii tatăl copilului. Sincer, și ai putea să-mulțumești că am fost băiat cu bun simț. Să-ți mulțumesc că ai trăit cu femeia mea.
Gândește-te că tu erai acolo plecat, ea era singurică, eu i-am făcut un bine, și te-ai oferit tu, te-ai oferit tu, o să o consolez. Băi, dar ce băiat bun ești, mă. Băi, ai uitat de unde te-am luat, mă? Băi, ai uitat că tu, datorită mie, existi aici, în ziua de astăzi? Haine de la mine, bani și tot ce ești tu în ziua de astăzi, datorită mie, tu ar trebui să mulțumești, mă, mie. Mă, băiatule, tu ai uitat statutul, da? Să-ți mulțumesc. Foarte să-ți mulțumesc. Păi, gândește-te că sunt chestii pe care soția ta nu le făcea cu tine și le făcea cu mine. Bă, dar ți-e rușine să-mi zici mie lucrurile astea în față? În casa mea? Ai făcut-o în casa mea cu nevastă mea? Stai o secundă, nu este vina mea. Nu e vina mea când o femeie vine și sare pe mine pur și simplu. Înțelegi? Băi, a sărit pe tine, n-ai sărit tu pe ea. Da. Unde, mă, în duș sau unde a sărit ea pe tine? Dar nu mai în duș. A, dar mai multe ori să înțelegi? În duș a început, perfect de acord, nu ne chestia asta. Ea a ieșit frumos din duș și a sărit pe mine. Înțelegi că m-a văzut, era un pic așa cu... Erai Don Juan în persoană. Nu știu dacă Don Juan, altul nu mai era frate. Eu dacă eram la mie și eu eram prostul casei să aduc bani, tu ai consolat-o. Soția ta pur și simplu în momentul în care mă vedea, îi scripea ochii, înțelegi? Mamă, m-a luat capul, băi, frate, băi, bă, ce-ți faceți, mă, mie, mă? Bă, dar tu te-ai gândit la chestia asta, bă, ăla-i tovarăși cu mine, ne cunoaștem de mici. Să zic așa, măcar te gândeai, te duceai la alta dacă aveai nevoie. Mi-a și plăcut. Ți-a și plăcut? Mi-a plăcut. Și mi-o zici așa, bă, mi-a nu? Mi-a plăcut, da. Bă, dar e frumos, te auzi tu ce zici? Mi-a plăcut, mie ce pot să faci? Ce-mi vine să-ți fac eu ție acum? Să-ți fac mâna așa, nu? Stai. Bă, tu ce ai făcut? Ia uite-te, ia. Ia uite-te, vezi? Ce-i, mă? Un telefon, ce vrei să-mi arăți? Ia uite-te, înregistrează. Băiatule, dacă nu vrei în 5 minute, dacă nu vrei în 5 minute să vină o trupă de mascați aici să te ia și să te duci dracu pe la Mititica, știi, cu senatorii, cu toți șmecherii pe acolo. Păi bă, mai bine cu senatorii, cum zici tu, la Mititica, la Cinofit, dar să știu că-ți rup gura, mă. Îmi rup gura atunci, dar sunt telefonul aici și tu continuă să mă ameniți. Dacă ăla e copilul meu, nu-l mai vezi toată viața ta, nici măcar în poze n-o să-l vezi, ai înțeles? Așa că nu mai fă tu gura mare și mi-arăți tu cât de cocoși ești, ai înțeles? Radu și Ilie se întrec în amenințări și unica modalitate să se evite un conflict este șantajul cu înregistrările. Doar așa reușește Radu să-l mai potolească pe Ilie și să-l scoată pe micuțul Antonio la o plimbare în parc. În acest timp, Veronica, disperată că soțul vrea să o părăsească, face o vizită mai puțin plăcută. De ce ai intrat în platou și să spui la toată lumea adevărul? Nu puteam să ne să vorbim noi între patru ochi? Pentru că eu vreau să se afle tot adevărul. Ce adevăr? Aici? Ce adevăr? Că te-am salvat de la moarte și pe tine și pe copilul ăla nevinovat? Ce adevăr? Nu te mai beli așa. Eu vreau să rămân cu Ilie, înțelegi? Ce Ilie? Nu rămâi cu niciun Ilie. Eu vreau să-mi fac o familie. Nu rămâi cu niciun Ilie. Rămâi cu cine vrei tu. Nu mai țipa că n-aud pe cine. Și care e problema? Vrei să arunc acum de la etaj? Doamne ferește. Cum? Eu vreau. Cum, Doamne ferește? Să mă mie pe Ilie. Ia mâna după mine, te rog frumos. Ia mâna după mine. După ce că te-am salvat de la moarte și pe tine și pe copii. Și acum dă-mi pe Ilie. Că l-ai dat spre adopție. Nebună ce ești. Așa cum am venit să-l iau, să-l iau. Vin să-l iei? Pe cine vin să-l iei? Ești nebună cu bebicul tău. Dacă stai așa, îi faci și arunci, nu? Acum s-a schimbat situația, că mai spus odată. Ce s-a schimbat? Vreau pe Ilie de tot. Lasă-mi mie. Și pe Radu de ce l-ai adus? Păi vreau să se afle adevărul și... Băi, fată, de ce te bași cu viața mea și a lui și a tuturor oamenilor? Eu vreau să se afle adevărul despre copilul lui Ilie, despre Antonio. Da, este copilul lui. De ce până la îndoială chestia asta? Nu se știe la cât ai umblat. Cu siguranță e copilul lui, fără îndoială. La ce târâtură ești tu și tu ești la fel. Ai înțeles? Și tu ești la fel. Nu te mai băga, după ce te-am salvat de la moarte și pe tine și pe copil, că vrei să te arunci după bloc să te omori? Este posibil să fie copilul Radu. Ba nu e adevărat, el nu are nicio treabă în legătura asta. Nu se știe. Ba nu are nicio treabă. O să iasă adevărul la iveală totuși. Ai spus la toată lumea, adevărul nostru, da? Da, foarte bine am făcut. Ai uitat ce am vorbit noi două? Și dacă a vorbit ce m-am sucit, care e problema? Ai spus gunoiul de supreși. Ca și să mă faci de râs și de la toată lumea? Da, din cauza ta. Pentru că se întâmplă toată chestia asta. Eu îl vreau pe Ilie, da. Tu îl vrei pe Ilie, nu să-l ai pe Ilie, măi fată. Ba da. Nu să-l ai, pentru că eu încă sunt soția lui. Ai înțeles? Îl vreau pe Ilie și gata. Nebună, Ana, Ramo, ieși afară. Ieși geata și calat odată. Nebună, ce ești. Vreau. Un adevăr de o mare gravitate a ieșit acum la lumină. Cele două surori sunt legate de un secret bine păstrat, doar de ele știut. Micuțul Antonio este de fapt copilul biologic al Vasilicăi. După naștere, Vasilica a căzut într-o depresie postnatală severă, fiind chiar în pragul sinuciderii.
Veronica și-a salvat sora și nepoțelul nou-născut și, de atunci, cel mic a rămas în grija ei. Câteva zile trec și Ilie devine din ce în ce mai iritat de faptul că soția lui lipsește de acasă, iar el rămâne singur să aibă grijă de cel mic. Unde ai fost? Asta mă interesează. Care e problema ta unde am fost? Cum care e problema? Unde am fost? Păi să vede cum ai fost, unde ai fost. Să vede, nu mai îmi spune. Dar și nevoie să plec unde am treabă sau cum? Uite cine trebuie să pleci înainte. Ai grijă de el, că ești copilul tău, da? Și cum pleci în Honolulu. Știi că n-ai avut o grijă, că ai fost plecat acolo cu bagapante. Am fost plecat la trasă în echieptene. Păi ai fost, ai fost. Hai mă, lasă-mă cu d-astea, mă. Ai fost, te-ai dus la femei să le ce le mai faci. Că tu nu te-ai Și care e problema ta? Rochița scurtă și mulată a Veronicăi nu ajută la nimic. Ba din contră, nu face decât să alimenteze bănuielile și gelozia lui Ilie. Și tu unde o să pleci, mă? Unde o să dormi? Pe stradă? Lasă mai bine în camion. Camion, am un camion, dorm acolo decât la casa asta de nebun. Hai, ce de la camionul tău și la vagabond? Ce să văd aici? Ce să văd? Uite copilul care n-ai grijă. Să le și păratul ăla de mână, până simțit-o la vagabondul ăla care știe să f***a femei. Ilie pare că e mai hotărât ca oricând să plece de acasă, oriunde, chiar și în cabina tirului. Numai să nu mai respire același aer cu Veronica. Ce-a fost acum? Am o veste proastă pentru tine. Sunt însărcinată, dar nu știi cu cine. Deci nu știu cine e omul ăla. Nu l-am văzut în viața mea. No. Zis și făcut, Ilie pleacă în acces de furie, trântind ușile după el și ajunge acasă la Vasilica, care îl primește cu brațele larg deschise. Îmi pare rău că te-am respins la început, acum m-am mai schimbat și eu și... Vreau să trecem la un alt nivel al relației noastre, pentru că eu te iubesc. Stai puțin, că eu nu sunt... Stai ușor, că m-ai luat tare. Stai ușor, mă iubești, dar stai puțin, așa îmi spui direct că mă iubești, că s-a terminat ce a fost înainte, acum vrei altceva sau nu știu, nu te înțeleg ce vrei tu să zici. La început eram și mai arțăgoasă, mai indecisă, mai răutăcioasă, dar acum m-am hotărât și vreau o relație împreună, să avem o relație serioasă. Mi-aș dori ca Antonio să aibă o familie adevărată și știi cum e situația cu soția ta, cu surioara mea? Da, stai puțin, atât cât mi-ai spus de Antonio, îl privește pe mine, pe soția mea, da, și pe copil, atât. Nu știu de ce zici tu de Antonio acum. Tu m-ai chemat pentru Antonio, să înțeleg? Nu, fă-mă să înțeleg. Eu consider că aș fi o mămică bună pentru Antonio. Păi... Sunt grijulie, îmi place Antonio, sunt grijulie și noi doi sunt convinsă păi, că nu știu, vom face o familie fericită împreună. Să nu facem din asta o dramă, că aia e denaturată, aia e așa. Stai ușor să luăm lucrurile ca atare. Adică tu îmi spui mie că tu ai fi mai bună. Gen, din ce înțeleg eu. Ai uitat ce ți-a făcut cu Radu, că e posibil să... Oricum, în momentul de față sunt foarte, foarte, foarte bulversat. Ai încredere în mine? Ghețor mea, eu Panarama, crede-mă, nu merită să continui cu ea. Cu mine însă ai văzut ce relații frumoase, ce chimie între noi, ce poveste de dragoste, de cât timp suntem împreună. Noi totuși, după atâta timp, suntem împreună. Deci merităm să facem un pas înainte cu relația noastră. Las-o pe Panarama de sor mea, că oricum eu varul ăsta de amanți și hai să facem ceva. Nu e, până la urmă nu e nimeni sfânt, să spun eu. Nici tu, eu nici... Eu sunt, ai văzut că am nici eu și nimeni din jurul nostru și nu mai am nimeni încredere, crede-mă. Ai, Iuțu! Stai mă puțin, că și așa sunt împrăștia cu gând. Stai mă, mă iei așa. Dar puteam să stau și acolo, adică să vor... Ți-aduce aminte în Italia cum ne-am distrat noi, ce viață activă sexuală am avut? În amintirea vremurilor de altădată, Vasilica îl târăște practic pe Ilie în dormitor, iar bărbatul nu se mai poate împotrivi. În acest timp, nici Veronica nu stă degeaba. După ce a pus copilul la culcare, îl sună pe Radu, care apare imediat la ușa ei, dornic de senzații tari. Fără nicio explicație, Veronica se aruncă în brațele lui Radu și cei doi au parte de o partidă pasională de amor. Nu ți-a părut că a fost wow, de-a dreptul? A fost bine. Stai, cum adică a fost bine? A fost fantastic! Situația stă în felul următor, că eu încă mai am sentimente pentru Ilie. Și îmi pare rău, chiar îmi pare rău, mă simt un ultim un om. Dintr-o dată, mustrarea asta de conștiință te mănâncă, nu te omoară, dar după 20 de minute. În urmă cu 20 de minute, tot era lapte și miere. Radu a fost pentru moment. A fost pentru moment. Iar eu mi-am dat seama că am greșit ceea ce am făcut. Cu ce ai greșit? Stai o secundă, cu ce ai greșit? Făcând nu trebuie să includem, ceea ce am făcut nu cu tine. Nu trebuie să includem copilul. Gândește-te că poate fi copilul meu. Eu chiar simt, îți jur, în momentul în care l-am privit, și am văzut această clipire în ochi,
îți jur că am simțit că este copilul meu și cred cu tărie că acela este copilul meu. O să vedem rezultatul și după aceea o să vorbim altfel. Ce doamne, iată, mă vezi la Mărășteanul ăla, bă, frumos nu e. Bă, n-are nimic, n-are carismă, n-are haz, n-are nimic, pur și simplu te-a lăsat, a plecat. Eu am fost lângă tine în momentele grele, în toate momentele grele, în ultima perioadă, eu am fost aici, el era acolo și toate c***le și toate c***le și tu spui că aveți o relație. Da. Acum, dacă te întrebam ieri, dacă te întrebam valeta, dacă te întrebam 20 de minute, nu aveți o relație, existam doar eu. Și dintr-o dată, după o partidă de sex incendiară, din punctul meu de vedere, ai mustrări de conștiință. Bine și spui... spus din punctul tău de vedere. Lui Radu nu îi pică bine ce aude, dar nici nu are ce face. Dacă o vrea pe Veronica, trebuie să aibă răbdare până se limpezesc apele între ea și Ilie. Între timp, bărbatul alege să joace cartea partenerului grijuliu și se oferă să stea el cu micuțul Antonio ori de câte ori Veronica va avea nevoie să iasă în oraș. În dimineața următoare, Veronica chiar are nevoie să iasă, dar Radu se lasă așteptat. Ce faci, mă? Cum se vine? Scuze. Ce e asta? Păi te aștept de atâta timp. Okay. Știi că am treabă, trebuie să ies în oraș. Oh, da, iartă-mă, scuze, n-am... Păi nu iartă-mă, că așa faci de atâtea ori. Zici că-ți faci îndatoririle de tată. Nu faci nimic, eu nu văd nicio posibilitate să faci ceva pentru copilul ăsta. Ok, ok, calmează-te. Păi dar nu mă mai calmează tot, că m-am săturat. În momentul în care se va demonstra că este copilul meu, îți promit solemn, copilul ăla va trăi regește. Dar până nu se demonstrează nimic, încerc să mă obișnuiesc. Hai, mă, lasă-mă cu balevernele tale, lasă-mă, mă, nene, că m-am săturat de balevernele tale. Toți sunteți numai niște mincinoși. Mă, dar ce ai, ca vii cu mâna goală la copilul ăsta, cu o jucărie, cu o pungă de pufuleț ceva. Te rog frumos, înțelege, în momentul în care se va demonstra, nu cu o pungă de pufuleț, o să-i aduc un camion de pufuleț, un camion de jucării, dar o iau treptat, ușor, ușor, înțelegi? Și unul la mână, ce-i dai comportamentul ăsta? Ce ești așa reticentă? Ți-a spus cumva idiotul ăla de Ilie ceva? N-a ți-a făcut nimic. Ceva? Păi nu, că dintr-o dată te transform, pur și simplu, ai o atitudine rece, ai o atitudine... Păi nu, dar spune adevărul față de copilul ăsta, că nu faci nimic, 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 o banană nu-i aduci. Păi dacă tu acum nu-i aduci, dar când o să afli, ce crezi că o să păi se schimbe ceva? De... Cum să nu se schimbe când o să știu că este al meu și nu este al idiotului ăla, al jegosului ăla? Nu mai înjura, te rog frumos, de față cu copilul. Nu ne aude, stai liniște că nu ne aude. Și văd că te atași foarte tare în momentul în care jignesc pe Ilie. Lasă-te mai jos. Și nu te mai lua de Ilie, da? El e tatăl copilului. Până o să se demonstreze că ești el, tu, el e tatăl copilului, da. Nu? Ți-am mai spus de 1000 de ori, nu e tatăl copilului și simt chestia asta. În momentul în care eu am privit copilul ăla, am simțit că este copilul meu. Păi... Este tatăl copilului așa, că încă nu s-a demonstrat, dar în momentul în care va veni o hârtie, se va vedea că eu sunt tatăl copilului. Ok, om vedea, om trăi și om vedea și asta. Eu trebuie să plec. Ai înțeles? Am treabă. Promisiuni din astea a mai auzit Veronica din partea bărbaților, așa că nu o mai încântă și nici nu le mai dă crezare. Ce o interesează acum este să știe că bebelușul ei este în grija cuiva responsabil atâta timp cât ea lipsește de acasă. Dar unde dai și unde crapă? Câteva ore mai târziu, Veronica se întoarce din oraș și are parte de o mare surpriză. De ce ai mai venit înapoi, mă, omule, și nu mă lași în pace? Pentru copil! Apropo, am văzut acum așa, pe stradă, că te-ai întâlnit cu cineva străin. Cu că cine? Tu ești numai cu bărbații. Doamne, care bărbați, mă? Care cum bărbat? Care bărbat? Tu crezi că eu sunt c***a lumii? Să mă culc cu toată lumea, cu toți bărbații din lume? Bă, de ce mă minți în față, mă? Păi cum să te mir, mă, spun adevărul? Dar ce mă crezi pe mine? Târâtură, ultima găină din gostat sau cum? Bă, dacă eu te-am văzut cu un bărbat, adică mă minți în față, sunt prostul tău, ce sunt? Doamne, poate cine este? Atâta, spune-mi cine este. Bă, e cu tare, e cu tare. Uite, ăla este. E un nou amant? Că tu ești învățată pe amant. Poate vrei să zici de avocat, că m-am întâlnit cu ce el. Ce avocat? M-am întâlnit cu el ca să câștig custodia copilului, să nu-l mai vezi niciodată. Să ce? Să câștig custodia copilului totală. Să nu-l mai vezi niciodată, că n-ai niciun drept. Cum mă să n-am drept? Dacă sunt tasul, cum să n-am drept? N-ai niciun drept. Zici? Ai plecat. Ți-ai văzut de treaba ta, ți-ai pus sacul în spate și ai plecat. Am plecat iar pentru familie. Da. Vrei să-ți mai readuc aminte? Lasă, că dacă te gândeai la familie, stai aici lângă familie. Și tu dacă te gândeai la familie, nu mă înșelai. Și tu de ce m-ai înșelat? Iar revenim la ce faci, mă faci pe la spate? Iar revenim la subiectul înșelat? Bă, dar tu mă faci pe la spate, că n-am înțeles. Dar nu te fac unde pe la spate. Cum adică, doar nu mă faci pe la spate? Bă, eu sunt mama copilului și am tot dreptul. Până acum, Ilie era cel care amenința cu părăsirea căminului conjugal și cu divorțul, dar raportul de forțe pare că se schimbă. Veronica a prins și ea glas și amenință cu excluderea completă a lui Ilie din viața băiețelului lor.
Ieși afară. Pentru că e și copilul meu și am dreptul. N-ai niciun drept. Hai te rog frumos să ieși afară. Facem jumate jumate și tot am dreptul, na. Ce dreptul? Ce dreptul? Dreptul? Că te-ai dus cu femei nespălate? Deci tu m-ai făcut, că aici m-am enervat maxim. Tu m-ai făcut maxim, lasă copilul. Da. Tu m-ai făcut maxim cu alt bărbat. Mă, uite mă, cu ăla mă întâlnesc. Nu e niciun bărbat, e un avocat, nu mă culc cu toată lumea eu. Cu avocat? De ce? Asta înseamnă că mă faci pe la spate în continuare. Cu avocat de ce? Băi, vorbește, băi, uite, vreau să fac chestia asta. Da, ți-o spun măcar. Păi, dar ție de ce să-ți mai spun dacă tu ai zis, domne, s-a rupt tot, plec, ai plecat, ieri ți-ai văzut de treaba ta? Te rog frumos să pleci, tu, noi doi nu mai avem nimic de împărțit. Adică cum nu mai avem? Păi dacă ai plecat, măi omule, ai plecat? Băi, dați nu mai încet că doarme asta, măi. Și, doamne, iartă-mă. Care-i problema ta, mă? Mai încet că doarme, mai încet. Stai, mă, că plec, lasă. Ai primit mesaj de la vagabante. Da, am primit. Du-te că cu vagabante le rămâi, mă, frate, mă. Pleacă și lasă-mă dracului în pace și vezi de treaba ta, că mai bine stau singură. Să înțeleg că acum putem să mergem în pat, să termină totul? Mă, tu mă iei pe-mi la mișo? Ia iar după el pe urmă, că nu mai știu să mai vorbesc, mă bâlbâi și lasă copilul și pleacă, hai! Vorbește mai încet unul la mână și tu la mână, ce-i de reacțiile astea? Încep să cred că omul are dreptate. Nu are nicio dreptate, vorbește hai, mai pleacă, încet ești de aceea speță ca el. Sunt aceea speță da, ca hai, el? Hai, pleacă, pleacă! Păi tu ești sănătoasă la cap? Da, sunt foarte sănătoasă. E sănătoasă, da, păi te întorci de pe parte pe alta, ai schimbări. Ești la fel ca el, sunteți amândoi, în același complot. E același da, complot? Da, vreți să mă faceți amândoi. Sunteți bărbați și ce ai să o fac pe asta, că e femeie, nu? Care cum un copil ne bate în joc de aia, ăla e tasul, ăla e măsa, ăla... Hai mă, lăsați-mă, ia stărpășița și pleacă. Atât te spun, din cauza că copilul ăla să nu mai țip, hai să regreți. Crede-mă că ai să regreți. Bine, nu să regret eu, hai tu te lasă, că nu o să mai găsiți voi femeie ca mine. Veronica s-a săturat și de Ilie și de Radu. Nu poate trăi cu un soț care nu o vrea și nici nu poate transforma într-un tată responsabil un bărbat care se implică doar cu jumătate de măsură. Așa că tânăra decide să caute în altă parte. Ia zi tu, vă rog, unde simți cu mine? M-am simțit bine, foarte bine. Chiar da? Eram așa, mă simțeam mai urea. Și chiar m-ai făcut să mă simt foarte bine. Bă, eu cred că sunt bărbatul ăla pe care tu încă nu l-ai descoperit, care nu l-ai, adică... Așa este, chiar mi-aș dori să vii mai des pe aici. Și eu îmi doresc foarte mult, știu situația asta, dar eu sper că într-o bună zi să fim împreună. Romeo Alistar este instructor de fitness la sala la care merge Veronica. Cei doi s-au împrietenit în urmă cu câteva luni, au ieșit de câteva ori la un suc, iar acum Romeo s-a arătat mai mult decât disponibil să o consoleze și să-i ofere sprijin emoțional tinerei sale cliente. Obișnuit al casei, Radu poate intra și ieși după pofta inimii în apartament și se folosește de asta fără știrea Veronicăi. Apariția unui nou bărbat în peisaj îl șochează și simte nevoia să împărtășească vestea. Ce faci, mă, frumusețe mică? Ți-am stricat sumă de frumusețe? Bă, te mă să-ți trimit ceva frumos, ceva care să-ți facă o dimineață mai frumoasă. Stai un pic. Dar nu toate planurile îi reușesc bine lui Radu. Ia uite, mă, fraierul mi-a închis. Hai că vezi. Ce căuți, mă, aici? Am venit să aduc copilul. Păi cum? Stai 20 de minute cu el și vin apoi? Stai o secundă, că am fost afară cu el și la un moment dat a început să plângă, am impresia că a transpirat, este și foarte fric și este neapărat. Băi, nu ești bun de nimic, mă. Păi femeie, înțelegi, copilul cred că ai răcit ceva, nu are o să... Hai mă, lasă că nu-i răcit, până acum n-a fost răcit. Nu, te rog mult de tot, de ce e nevoie să luăm copilul, să-l băgăm în interior, să-l schimbăm? Lasă că nu, ce faci, mă? Mă, tu ai nebunit, tu înțelegi că poate să-mi bună că îl urc sus unde e camera lui, mă. Bă, nu mai stau să mă plimb cu căruciul la scări. Nu, lasă, nu mai intra tu aici. Lasă că-l fac eu. Mă, tu ești sănătoasă, tu. Tu nu ești sănătos, ce cauți tu aici? Cum adică ce caut aici? Îți explic, copilul a început să plângă, plânge de 10 minute. Am încercat să mai stau un pic cu el afară, nu se mai poate. Este transpirat copilul, este nevoie să... Păi cum îl iei cu tine, îl îmbolnăvești, măi băiatule, că tu ești bun la cap. Tu n-ai grijă, nu știi să fii tată, un tată responsabil. Deci pe tine te interesează acum o discuție în contradictoriu cu mine, în loc să luăm copilul să-l bagă în interior. Lasă că-l bag sus. Nu, te rog frumos. Că eu nu vin la tine să-ți împing de ușă, să-i țin într-o forță cu forță. Explică-mi și mie, tu ascunzi ceva, că ceva e în regulă aici. Nu ascund nimic, ce să-ți ascund? Păi, cum nu mă las să intru? Nu ascund nimic, te rog frumos să pleci, gata, ai adus copilul, mersi frumos că l-ai adus și gata, acum poți să pleci. Ai grijă de copil, te rog că pleci. La revedere! Veronica răsuflă ușurată, a scăpat ca prin urechile acului de un posibil mare scandal. A doua zi vine cu o vizită nu tocmai plăcută pentru tânăra mămică. Am programare la salon. Spune mai repede, de ce ai venit?
Ce vrei de la mine? Vreau să știu cum mai merge cu tine, cu Ilie, cum mai merge treaba. Ilie e soțul meu și avem un copil și îl creștem împreună, ai înțeles? Care copilul tău? Da, copilul meu care l-am crescut. E copilul tău de fapt, dar l-ai aruncat și eu l-am luat. Mai știi când te scoteam de la petrecere, beată? Ce a fost apoi? Am o veste proastă pentru tine. Sunt însărcinată, dar nu știi cu cine. Cu cine? Cu Ilie. Sună, cum fai, băi, fata, cum cu Ilie să fii însărcinată? Ești nebună la cap că te prezesc acum? Iar intri în viața mea? Iar intri să ne distrugi viața la amândoi și la copilul ăsta? Gândește-te! Ești nebună la cap? Du-te, măi, fata, la control și fă-ți un control. Nu te mai b**i așa la mine. Am făcut-o, am făcut-o. Nu ai făcut-o, ai făcut-o, că c***o ești și c***o să mori. Am un copil cu el aici, mai am nu copil. E adevărat, nu e adevărat, da, nu e adevărat, dau cu tine pe pământ. Ești în casa mea, că nu e adevărat, Ilie o să fie cu mine toată viața. Cum să ies în casa când eu am doi copii cu el? Nu mai pleci. Dar nu mă interesează, hai că rog frumos să pleci. Nu e proprietatea ta, hai, nu plec, că te rog frumos și lasă-mă în pace. Hai că mă grăbesc, lasă-mă cu care vernele și cu minciunile tale care vii și inventezi ce visezi noaptea, vii să-mi spui mie ziua. Ilie o să rămână cu mine, ai înțeles? Nu. Ba, o să rămână cu mine, hai să vezi tu, o să vezi. Hai, te rog frumos să ieși, te rog frumos să ieși din casa mea. Noutățile Vasilicăi sunt șocante. Se pare că femeia mai are un copil cu Ilie. Veronica nu știe cum să reacționeze, dacă să o creadă pe sora ei sau nu și ce să mai creadă despre Ilie. A doua zi, toată lumea se reunește în fața mediatorului. Au apărut probe noi ce trebuie analizate și discutate în prezența tuturor părților implicate. Am primit o poză de la o persoană care nu vrea să-și dezvolte încă identitatea. Este vorba despre poza de acolo. Ei, cine mai e pretendent? Al pretendent la copil? Ce băi, bă, dar mai sunt mulți? Zice, zice, zice că te mai sunt mulți? Ei, ei, domnișoara, zic că te e, spune, spune, spune că te c***a e sora mea. Haideți, frate, doar spune. De ce nu știu cine e omul ăla? Nu l-am văzut în viața mea. Nu, nu. E sigură? Nu l-am văzut! Iar în față nu minte, băi, fraților. Băi, 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 băi! Bluza ta e albă! Bluza ta e albă, o știu! Băi, mă minți în față! Băi, uite-te la mine și zi nu! Băi, nu l-am văzut în viața mea, te rog frumos! Hai că ești! Spune-ți, spune-ți, uitați c***a de ciocopanda c***a! Băi, femeie, nu știu cine e omul ăsta! Eram foarte deprimată și am pierdut copilul. Acum îmi spui tu că a fost chestia asta aici? Păi știi ce-mi vine să-ți fac acum? E trucată, da, se vede. Cum dracu să fie trucată? Îmi bate tu și bluza. Cum dracu să fie? Da, bluza aia lui mama, lui cine-i femeie? Bluza aia! Negarea capătă deja accente tragicomice. Veronica neagă evidențele cu înverșunare, dar nimeni nu mai este impresionat de așa zisele ei argumente. Veronica, dacă vine acest tip, bănesc că nu o să te deranjeze, nu? Despre cine vorbiți? Despre omul care ești împreună. Despre ce vorbiți? Cine? Dar nu cunosc! Deci nu o să fie nicio problemă. El a vrut să vină aici. Probabil s-a conversat cu persoana care a făcut poza. Dar cine este? Nu l-am văzut niciodată! Deci nu o să ai nicio problemă dacă el vine aici să ne explice despre ce e vorba în poza asta, că poate nu e trucată. Ba da, este 100% trucată. Cine ești? Ce poți mai trumă? Posibilită, posibilită, și tu? Ce poți să mă recunoști, mă? Ce se f***a să mă recunoști? Și cum ăsta? Uite, mă, poți să curățești de vreo la cap? Domnilor, vă rog frumos! Haideți să ne așezăm! Cine sunt eu? Romeo! Care Romeo? Dragoste vieții tale, care Romeo? Măi! Uite, care ai în boss acolo! Măi, poți să mă recunoști ca să mă câți mai sunt? Unu tatu, doi tatu, trei tatu, 100, i-ai luat pe toți la rând. Mai zici de asta? Adevărul a ieșit la lumină. Veronica a căzut pradă ispitei cu multă vreme înainte și a avut o aventură cu instructorul de la sala de fitness. În fața tuturor acestor evidențe, oare ce va avea de spus în apărarea ei?
Deci, Veronica, să înțeleg că până la urmă îl cunoști pe Romeo? Da, foarte bine. Ia stai mă lângă el, că nu mă supor. Stai lângă el. Hai, nu te mai faceți furul! Hai, uita ce-a făcut săptămâna asta? Ai uitat că a făcut sex amândoi? Aaa, ce ușor ți-o dai acum! Bani, bani, bani! Copilul meu, înțelegi de aia? Și tu te-ai pus pe capul meu! Băi, copilul ăsta l-a conceput împreună, am avut relații... În timp ce bărbatul tău era plecat, am avut relații împreună, ai nebunit? Ce mă? Și tu ești tata acum? Da, eu sunt tata cu mine, posibil tata. Băi băiatule, tu a apărut în cadru, imediat după ce a rămas grăbit. Deci după, nu înainte. Așa că nu mai ține și stare chiar altul, da? Mai mă, stai și știți singur! Ești un fel de, nu știu cum să zic, o chestie de asta de moment, te-ai consumat, tu te dreacu acasă. Serios, ce cauți aici? Ce cauți aici? Sunt posibil tata, înțelegi? Ia uite. Ce dracu mă ești posibil tata, copilul? Pune-mi tu să tati, înțelegi că eu m-am grijă. Ascultă-mi, cât erai tu plecat, eu m-am grijă de femeia ta, înțelegi? Era deprimată, trecea pe toate stările posibile, da? Tu ai apărut imediat. Așa și? După ce a rămas însărcinată, n-ai cum să fii, că n-ai apărut înainte. Ești tu, ești tu, da. Discuția despre conceperea micuțului Antonio nu duce niciunde, fiindcă toată lumea discută pe ipoteze, iar nu pe fapte concrete. Un lucru este însă cert. Veronica a avut relații cu 3 bărbați diferiți în aceeași perioadă de timp, iar acum are și o explicație pentru asta. Eu nu înțeleg de ce bărbații ăștia sunt atât de ipocriți. Dacă aș sta să mă gândesc ce ai făcut tu și să dau cărțile pe față... Ce-am făcut? Ce-am făcut? Cum ai pus-o tu pe sormea pe masă? Bine că am pus-o pe masă, pe tine te-a pus N în dușuri. Cum se justifică asta? Stai, cum? Cum? Ce mă împiedică și eu ce care îmi plăcă? Se pare că în familia Paraschiv toată lumea se iubește cu toată lumea, fără jenă și dând în continuu vina pe infidelitățile celuilalt. Șirul relațiilor și a aventurilor este deja greu de urmărit și promiscuitatea este la ea acasă în acest pentagon amoros. Mediatorul încearcă să tragă o linie și să aducă puțină lumină peste întreaga poveste. Să înțeleg că Vasilica a avut și tu o relație cu... Categoric. Cu Ilie. Categoric? Da. Și a fost și tu însărcinată? Accident. Cum a fost accidentul aia de N ori. Păi, dar vezi, tu ai vrut! Stați un pic. A fost un accident cu probleme. Ai fost însărcinată cu Ilie? Da. Ce s-a întâmplat cu copilul? Păi... Cu copilul ce să se întâmple, doamnă, vă spun eu. Spune-le, Veronica. Când l-a născut, de fapt, până să ne nască, am mers la bunici, la noi, la țară, ca să ai grijă de bunică. Și am rămas în același timp însărcinată cu ea. Am născut în același timp. Am așa. Și am rămas singură aici, că el plecând în Italia, în alte țări. Eram foarte deprimată și am pierdut copilul. L-ai pierdut cum adică? A murit. Deci mi-a murit copil. Da. Ce a făcut? Ce a murit? Copilul nostru? Da, copilul nostru. A murit copilul nostru? Da, a murit copilul nostru. Păi și Antonio... Păi și stai puțin. Stai că acum se duce tot lângă mine. Nu mai am picioare, nu mai am nimic. Acum îmi spui tu că a fost chestia asta aici? Păi știi ce-mi vine să-ți fac acum? Știi ce-mi vine să-ți fac? Nu stau deloc cum să stau! Nu vrei să stau și așa? Nu vrei să stau așa? Ceva important, dar nu-i ori de ea! Are să zică ceva important, las-o! Să mă să spun. Eu am pierdut copilul, lui nu i-am spus, i-am ascuns că am spus să-l protejez într-un fel. Și am încercat ei copilul. Că i-a dat spre adopție. Ca să am grijă de el, că mi-a fost milă, fiind nepotul meu. Povestea surorilor este absolut șocantă. Dar și mai șocant este faptul că au reușit să ascundă adevărul atâta vreme. Acum se vede cât de implicat a fost de fapt Ilie în sarcina și nașterea fiului său. Cât de bun prieten a fost Radu și, la urma urmei, cât de profundă este minciuna pe care s-au clădit relațiile dintre ei. Vasilica a suferit o depresie postnatală profundă, având chiar și o tentativă de suicid, iar apoi și-a căutat alinarea în alcool și petreceri.
Veronica și-a pierdut copilul la naștere, dar a avut tăria să salveze de la moarte copilul surorii ei și cele două s-au înțeles să-l crească ea, spunându-i lui Ilie că este fiul pe care bărbatul nici nu apucase să-l vadă. Noi ne-am întâlnit aici ca să stabilim paternitatea copilului. Exact. Și de fapt trebuie să clarificăm și cine este mama copilului. Antaios. Ea este mama copilului. Antonio e copilul meu. Mama biologică și eu mama care adoptivă. Și tatăl copilului cine e? Ilie. Ilie este tatăl copilului? Da. Doamne ferește, ce familie de p***i! Băi, oameni, unde tu vorbești? Eu vorbesc, te... Tu vorbești demenți? Că eu las 16 ani, tu te ținai după mine și la 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 să mai zic oare? Și ce înseamnă asta? Ai făcut să știi cu el? De câte ori? Ce nu? Și dacă eu nu am nicio treabă aici, în cazul ăsta o să plec. Chiar te rog, că nu, și așa tu nu poți să faci copii, ești un papagal. Da, vine mă, că ești tu deșteptul deștepților. O să plec. De Vasilica pe el dacă... îl excludem de discuție, nu are cum să fie tata copilului. Dacă e să o spun pe aia dreaptă. Aoleu, da? Îmi mai spun o bombă acum. A făcut sex și cu ea. Cum? Cu Vasilica. Băi! Da, mă, uite așa bine! Băi, cum ești? Și tu ce ești? Băi, dacă e să o doamna ce vrei! Cercul promiscuității se strânge în jurul familiei Paraschiv. Se pare că niciuna dintre surori nu poate avea o relație amoroasă fără ca cealaltă să fie implicată în mod activ. Deci acum trebuie să vă întreb pe amândouă dacă sunteți de acord să-l includem și pe Romeo în testul de paternitate. Probabil te vei prezenta și pe la testul, eu tot vreau să fiu tatăl copilului meu. Și eu mama lui. Să vedem dacă și mama naturală vrea să se implice până la urmă în creșterea copilului, rămâne de văzut. Deocamdată suntem, mă rog, sunteți aceștia trei. Deocamdată un tată la un copil poate fi unul singur. Adică eu, desigur. Da, bine, te-ai mulțumit tu, te-ai gândit tu. Pentru că voi doi îl cunoașteți deja pe Antonio, eu zic să petreceți timp împreună, că nu putem să lăsăm un copil mic pe mâna unui om care nu a intrat încă în contact cu el. Mergeți și petreceți tot trei timp cu Antonio și ne reîntâlnim când vor fi gata rezultatele analizelor, poate fără alte surprize. Să sperăm! Iată că și Romeo este inclus pe lista posibilor tați, dar de data asta pentru relația pe care a avut-o cu sora cea mică a Veronicăi. Dintre toți, Ilie este cel mai zguduit de tot ce a aflat. Bă, de câte ori trebuie tu să apari în viața mea să-mi faci rău? Dar ce vrei tu de la mine? Bă, de câte ori? Bă, stai aici. Toată viața trebuie să stau în umbra ta. Bă, dar cine ești, mă, tu omule? Bă, cine sunt? Ai uitat cine sunt eu și cine ești? Bă, explică-mi de ce apari în viața mea. Bă, explică-mi și mie de ce în continuu, numai tu și tu, ești de vină pentru tot ce mi se întâmplă. De ce eu sunt eu, mă, de vină? De ce sunt eu? De ce tu ți le faci cu mâna ta? Bă, de ce sunt eu de vină? Bă, de ce? Bă, s-a plecat o blundă. O blundă zile. Da, bă, așa am stat și care-i treaba? Și ce faci tu acum? Bă, tu ce vrei până la urmă de la mine? Bă, să dispari asta. Să dispar eu? De ce mă să dispar? Pentru că nu te mai suport. Pe mine nu mai mă suport? Bă, dar tu ai uitat cine te-a făcut pe tine, om mare. Da, cine te-a făcut? Dar n-ai știut cum să continui. Ai plecat, înțelegi? Gata, ești expirat. Băi, omul Dumnezeu, eu am plecat să fac bani, să fii, că și tu făceai la fel. Îți jur că te bat. Tu pe mine? Da. Bă, îți jur că te bat. Băi, nu te mai suport pur și simplu. Băi, omule, hai să luăm altfel lucrurile. Tu nu știi despre ce e vorba. Ce nu știu? Ce nu știu? Ce nu știu? Ăla ce îmi face? Băi! Băi, ușor era! Vinde ușor! Băi, ușor era! Vinde! Lasă, Ilie, că vezi cu căpul. Băi, ușor! Hai, intrați în clasă. Hai, intrați. Hai, intrați acolo. Ilie s-a răzbunat cu vârf și îndesat pentru trădările prietenului lui. Fără să aibă idee în ce scandal se bagă, Romeo a venit să o scoată la un suc pe Veronica, dar nu poate să ignore țipetele de pe terasă. Fii cu minte, nebune, vreau să te ajut, vină cu acel, băi. Băgă-mi! Vină cu acel. Hai să te ajut. Vine, nebune. Lasă-mă, că n-am nevoie de ajutor. Băi, băi. Avem un plan, de bun la cap? Este să, trebuie să vedem. E vorba despre femeia asta, două de viața ta, înțeles? Da, mă, da. Băi, băi. Da, mă, da, lasă-mă un pic, băgă-mi. Ești ok, da? Mamă, cât de bine nenorocesc, băgame și dacă mai rămâne cu vreo femeie... Ok, ok, așa facem. Bine, hai că așa rămân. Hai, ajută-mă. Hai, vină încoace. Te rog, gândește-te foarte bine, da. Pentru că chestia asta cu Ilie nu o să te ducă nicăieri. Eu mă gândesc la copilul meu, ce e mai bine pentru el. Își bate joc de tine, crede-mă, ce zic. O să pun la cale un plan de arătare. Viitorul meu cum o să arate? Viitorul tău va fi, nu că perfect, va fi exact ca un curcubet. Să nu te superi pe mine, că... Sunt certuri între oameni mari, dar nu trebuie tu să asculți tot și să pui totul la inimă. Așa e, oamenii mari se mai ceartă, sunt neînțelegeri, ne... Dar, tati,
Ce faci, mă, vorbesc singur, ai nebunii la cap? Da, tu nu ai fost nebună când nu mi-ai spus de copilul nostru că e mort? Da, nu ți-am spus pentru că am vrut să te cruț, am vrut să te feresc. Tu știi cât de greu a fost pentru mine să-ți îngrop copilul? Și nici măcar nu am știut unde l-am îngropat. Cum mă, nu știi? Nu am știut că mi l-au luat de acolo din spital. Păi și eu vreau să merg și eu la cimitir să-i pun o floare, să plâng la capul lui acolo. Tu n-ai idee cât de greu e să fii mamă. Nu știe, mă. Cum mă, nu știi? N-ai idee cât de greu e să fii mamă. Nu știi sentimentul. Să-ți pierzi un copil. Noi acum te gândești că noi putem să creștem copilul unui străin? Nu e sângele nostru, nici al tău, nici al meu? Nu contează. E un copil. Eu știu cu cine s-a hăndrălit aia. Am pierdut copilul nostru. Îl vom crește pe Antonio. Păi stai, pentru că copilul nostru nu mai este. Acum s-a făcut un înger. Da? Vom crește acest copil. Veronica vorbește cu o lejeritate uluitoare despre moartea copilului ei biologic și despre faptul că acum Antonio este băiețelul lor. Dar pe Ilie nu îl mulțumesc explicațiile soției lui. Bă, eu vreau să plec, nu, frate, nu, bă, nu vreau pe singura mama lui Antonio să o omor. Nu, frate, nu. Cum să, băi, nu pot să cred lucru. Nu pot, nu-mi vine să cred. Și lui Antonio ce o să-i spun eu când va crește? Ce să-i spui? Crezi că eu știu în momentul ăsta ce o să-i spui? Nu pleca. Nu pleca, dar nici bine nu este. Gândește-te măcar la el, nu are nicio vină. Îl vom crește de acum încolo, amândoi. Nu pot, crede-mă, nu pot să trec peste lucrul ăsta. Te rog să mă ierti. Te rog, iartă-mă. Nu pot. Fă-o pentru copil. Nu pot, nu e pot. Un copil nevinovat. Nu pot. Gândește-te că e nevinovat. Nu te supăra, dar nu pot, nu pot. Nu pot. Nu mă lăsa singură. Nu pot. În timp ce Ilie trăiește drama vieții lui cu sufletul sfâșiat de durere și fără să știe cum să reacționeze, Romeo și Radu se simt bine în compania câtorva sticle de vin. Aburii alcoolului au sudat această nouă prietenie și cei doi au planuri mari de viitor. Îl distrugem pe Ilie, fraierul? Rămânem cu femeile amândoi? Bă, ne facem viață pe ele? Bă, ți-a luat băutura cap cu sine, bă, eu nu l-am mor. Ți-am băut spirit, ești nebun, am să-l omorâm, fii atent. Facem altfel. Ne organizăm frumos, să nu trebuie să prindă-l. Facem de în fața femeilor asta. Pune coada între picioare și pleacă, îl facem să simtă cel mai de la unde pe planeta asta. Deci ce a plecat? După ce ne alegem cu femeile și culegem foloasele, te las să faci ce vrei, cu amândouă dacă vrei. Nu, știi ce vreau? Și apoi te las să și-l bați pe Ilie, pe aia, dacă vrei. Să-i dau o mamă de bătaie, că nu-l mai suport dacă îl prind, îi rup cap. În cealaltă parte a Bucureștiului, Veronica trebuie și ea să facă față unor noi realități. Ce faci, mai iubire? De ce ai mai venit acum? Cum de ce ai venit? De asta îmbrățișez. Lasă, nu mă mai îmbrățișa, pentru ce ai venit acum? Păi cum ai venit să văd băiatul, pe Antonio? Păi cum, după ce ai făcut toată rababura asta acolo și m-ai făcut de râs? Ai scos ce, tot gunoiul de făcut de râs? Am crezut că ești diferit, că ești și păi tu sunt altfel diferit, de om? Mai. Dar nici nu ai ajuns să mă cunoști, sunt diferit, chiar sunt cum, diferit frate, față de papagale și a doi. Frate, că mi-am dat seama din prima ce fel de persoană ești, ești la fel ca cei doi. Nu mai te iubesc, ce cu tine? Lasă-mă că nu mă mai iubești din momentul sunt îndrăgostit, ascultă-mă, sunt îndrăgostit de tine. Da, până peste cap, știu, crede-mă. Te cred, îți dai seama. Deci eu am venit acum ca să, cumva, să te recuceresc, să te reîmpac. După ce mi-ai făcut, ce mi-ai făcut? Băi, nene, m-ai făcut de râs? Ascultă-mă. Ce s-a făcut? A făcut-o pentru binele nostru, pentru că să fim o familie frumoasă, eu, tu și Antonio. Cum? Să te duci să spui la toată lumea ceea ce facem noi sau cum? Îmi pasă de Antonio, pasă și de tine la fel de mult, înțelegi? Cum îți pasă de Antonio? Așa, în felul ăsta, să mă faci de râs? Băi, te nu rog te gândești că eu sunt mama lui? Eu să mă înțelegi că ți-e foarte mult la tine și chiar te iubesc. Da, am văzut, dar ești la fel ca ei. Te iubesc, ești la crede-mă. Fel ca ei, intri în aceeași oală cu ei, deci nu am nicio comparație. Nu, sunt foarte diferit, crede-mă, deci n-ai nu mai întâlnit bărbat ca mine, crede-mă. Așa ce zic. Este, se vede. Vreau am să mă împărtănesc cu Antonio, ți-e foarte mult la el. Te-am fel cum țin și la tine. Da, am văzut ce fel de bărbat ești. Hai mă, Vero, te rog eu frumos. Hai că plânge Antonio, vrei să mergi cu el la el? Nu, te rog eu frumos. Deci nu faci. Plânge Antonio, trebuie să merg la el. Lasă-mă, băi, cum de copil băi, acum. Băi, cum să zici, lasă-l dracu de copil, ești sănătos la cap. Te rog, liniștește-te. Dispar din fața mea, te rog frumos. Deci... Romeo își dă arama pe față. Nu-i pasă de fapt de copil și tot ce vrea este atenția Veronicăi. Vreau să fim o familie fericită toți trei. Eu nu vreau să mai fiu. Te rog eu frumos. Ai ceva împotrivă? Îmi cer iertare. Vreau să stau singură și să mă lăsați dracului toți mergi, în pace. Mergi, te rog, și vezi ia ce face copilul. Ia mâna de pe mine, te rog pentru frumos. Pentru că în așa nu-i să-l văd de ziua, n-ai știut să mă respecti. Nu mai e nicio zi, n-ai știut să mă respecti.
Te rog frumos să pleci. Te iubesc, ce ai, ești nebună? Gata, lasă-mă în pace, te rog frumos. Măi, ascultă-mă un pic, te rog frumos, să-mi cer iertare de la tine, ce ai? Toată lumea își cere iertare. Romeo pentru felul necontrolat în care a vorbit mai devreme, iar Vasilica pentru tot răul pe care l-a făcut, ascunzând adevărul despre Antonio. Ce decizie ai luat? Momentan, să fiu sincer, mai trebuie puțin timp de gândire. Crede-mă și pe mine. Da. Eu o aștept, ți-am zis, cât este necesar. Nu vreau să te zoresc. O luăm așa, ușor, ușor. Ți-am zis, o să mă gândesc foarte bine la chestia asta și o să-ți dau un răspuns, îți dai seama. Ilie are nevoie de timp și spațiu, dar asta nu înseamnă că închide definitiv ușa Vasilicăi și că o vrea afară din viața lui. Bărbatul pleacă, dar în urma lui vine, ca o umbră, Radu. Vină, te rog, jos. Haide, vină, te rog, jos. Hai, cam creat o relație, cam acordat între noi și nu e ok. Ok, gândește-te la o chestie. Dacă se va afla că eu sunt tatăl copilului... Mă mai gândesc. Da, gândește că eu am să-l accept cu totul și am să mă comport exemplar. Adică hai să fim sinceri, nu să mă comport ca Ilie. Ilie, cât timp copilul ăsta a fost, Ilie a fost plecat. Exact. Și eu sunt pregătit doar să vină amărâtul ăla de test, să demonstreze, pentru că simt chestia asta, să-l accept, să fie al meu. Nu mă gândesc, să știi. Te rog, gândește-te, te rog, gândește-te foarte bine, pentru că chestia asta cu Ilie nu o să te ducă nicăieri. Așa. Gândește-te că poți să pici. Și dacă pici, n-am să mai fiu acolo să te salvez. Nici Romeo nu se lasă cu una cu două. Tânărul antrenor de fitness nu cedează ușor și încearcă o nouă abordare. Tu îl iubești pe Ilie, sincer, acum zi? Da, încă mai am sentimente pentru el. Sentimente, dar nu-l iubești. Și nu pot să renunț. Nu-i vero, mă. Mă gândesc la Antonio. Tu crezi că omul ăla te iubește pe tine? Nu știu, dar eu mă gândesc la copilul meu. Ce e mai bine pentru el? Își bate joc de tine, crede-mă ce zic. Deci, uite, pune mâna să vezi cum îmi bate inima. Uite și tu. Știi cât de... Nu te cred, dacă nu știu la inima mea. Crezi că Ilie, e bărbatul perfect, nu? Nu știu, dar pentru copilul meu trebuie să fie. Eu n-aș zice lucrul ăsta. Uite, am o poză pe care vreau să-ți arăt. E făcută astăzi, da? Uite și tu. Uite și la oră să vezi. Ce spui de asta? Zici și mie dacă tu crezi că Ilie e bărbatul de perfect. De unde e asta? Păi nu știu, spune tot de unde e, da, nu știu. E o poză cu Ilie. Poate? Uite și tu cu cine e. Iată-și că nu se poate. Deci ascultă-mă, este adevărat. Și trebuie să înțelegi lucrul ăsta, te rog eu frumos. Nu se poate, nu se poate. S-a întors la ea din nou. Eu nu vreau să te distrug, mie îmi pasă de tine, uite-te la mine, te rog eu frumos. Câte le-am făcut eu lor și cât am ținut eu la ei. Păi da, încearcă să te distrugă omul ăsta, deși nu înțelegi. Nu se poate, eu încă-l iubesc, țin la el. Deci noi avem o dragoste adevărată, crede-mă. Cu el nu ai așa ceva. La noi doi e altceva. Total diferit. Față de ce mi-ai trăit tu până acum, crede-mă. Se pare că, în ciuda tot ce s-a întâmplat până acum, Veronica are sentimente puternice pentru Ilie și nici soțul ei nu poate să stea departe de ea prea multă vreme. Ce faci? Cum ai putut să-mi faci una ca asta? Adică ce ți-am făcut? Să-ți bagi joc de mine și să mă minți. Cu ce anume? Atâta timp. Cu ce anume? Cu ce anume te faci că nu știi, nu? Fă-mă să înțeleg. Dar de ce trebuie să sufăr eu mereu așa? Păi cu ce anume să suferi? Că și eu am suferit, dar acum chiar nu te înțeleg pe tine cu ce să suferi. Uite, cu asta. Vezi cine e aici? Nu știu cine e, nu mă interesează de telefon, de... Uite-te mai bine! Ce e poza aia sau ce e? Ce e acolo? Păi uite, cine e în poza asta aici? Ce e cu poza asta? Poza asta, așa, și ce? Eu te întreb pe tine acum să-mi răspunzi. Da, și eu la fel să-mi răspund și tu mie. Pa, cineva nu găseai în afară de sorbea? Dar de unde știi tu că am fost eu la sorta sau așa? Dar eu te-am văzut cu ăla, tu pă m-ai văzut pe păi da, uite, ia uite dovada aici, cine e în poză? Ești tu cu ea, nu sunt eu. Dar te iei după o poză? Da, mă iau după o poză, pentru că asta e o dovadă. Pot fi editate, trucate. Nu e nicio editare. De când te duci tu la ea și trăiești cu ea? De unde ai tu poza aia? De asta ce vă bați joc de mine? Ați uitat cât bine v-am făcut? Că nu mi-am refăcut viața ca să vă fie vouă bine? Nu ți-ai refăcut viața? Ce ai zis? Bă, nu mi-am refăcut-o odată, dar mi-o refac acum de 100 de ori. Copil nu, mâncare nu, copilul lasă plângă și acum unde ce las copilul? Că copilul e schimbat, e mâncat. Eu vorbeam acum de altceva. Am văzut, lasă-mă cu telefonul tău, asta e vrăjele, asta e... Am renunțat la ăla pentru voi doi, nu? Ca să vă fie vouă bine. Am văzut. Sunteți niște scârbe amândoi. Da, mă fac scârbă acum. Păi ia da, cine fac. Vorbește. Vă fac. Ia uite, mă, Sfânta, vă fac. Unde era. Ia uite unde era. Dar vă e rușine așa un pic de mine? Băi, asta e sormea. E sorta. Cum pot să mă culc eu cu tine? Nu te gândești la mine?
Păi la copilul ăsta care l-am crescut amândoi. Stai puțin, că eu tot sunt nelămurit cu poza aia înainte să-ți răspund că nu te gândești la mine, că tu te-ai gândit. Păi nu te gândești, măi, omule, nu mă iubești. Am văzut că te-ai gândit. Te duci la aia mereu. Să te curci cu ea. Da, în fustă scurtă și cu sandale direct tu pe centură. Dar eu nu am ce are ea sau cum? Da, da, nu. Dar de ce te duci la ea? Spune-mi. Nu știu ce să zic, dar eu nu știu, sunt așa. A, oricum, tu ai venit să mă iei la mișto pe mine. Nu să te iau la mișto, dar oricum sunt bulversat, sunt așa cum gândurile mele, numai în familia asta numai și numai tot săriți după fix. Hai să-ți mai zic ceva. Ia. Tu știi că ea e gravidă? Cine să fie? Sora mea e gravidă. Mă, așa, și ce să fie? Ce îmi spui mie? Poate să fie. Dacă s-o fi hondrălit cu altul, gata. Tot eu. Tu ești tatăl copilului ei. De ce? De ce crezi lucrul ăsta? Că scrie pe fruntea mea Ilie. Gata, da, mă. Da. Da, nu râde, că tu ești. Bă. Tu ești. Cu ea trăiești des. Băi. La ea te duci mai des decât la mine. Acum o să mă părăsești, logic, nu? O să te duci la ea, nu? Și o să mă lași cum ai lăsat de fiecare dată, ca pe o proastă cu copilul. Nu știu ce să zic, nu știu ce să mai Hai fac. Hai să ne împăcăm. Pentru copil. Hai să ștergem totul cu buretele, să o luăm de la început. Să începem un nou început, să lăsăm totul în urmă. Că merită să facem lucrul ăsta. Nu știu, să mai mă gândesc, nu știu. Pentru el merită. Am greșit și eu, ai greșit și tu. Dar hai să uităm tot. Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Să o luăm de la început și să fim familia care am fost odată. Gândește-te la copilul ăla. Nu are nicio vină copilul. Nu știu, sunt prea... Crede-mă. Te rog să te gândești bine. Crede-mă, sunt dus de tot. În momentul de față nu știu ce mai reacționez, cum mai reacționez și dacă mai reacționez la niște chestii. Te rog să te gândești bine și să faci ceea ce e bine. Pentru copii, nu pentru noi. Da, normal. Te rog mult. Aparent, Ilie are de ales între cele două surori, dar de fapt alegerea se referă exclusiv la micuțul Antonio, atâta vreme cât Veronica este cea care îl crește. Alo? Bună, iubito, ce faci? Unde ești? Uite, sunt la birou. Păi și? Ce faci? Când vii? Vii la mine? Băi, nu știu ce să zic, mai am și eu treabă de rezolvat pe aici cu niște documente, cu niște acte, cu... Bine, iubito, atunci, bine, pa, pa. Bine, pa, pa. Veronica! Veronica, hai că avem ceva de discutat. Frumos, unde e? La birou. Era la birou, nu? Da, sigur că da. Băi, femeie, înțelege, când ți-am spus că mi-a trimis vecinul la poză cu dovadă că nu e la birou, e la sorota, ce, domnul, iartă-mă, nu înțelegi chestiile astea, mă? Imposibil, minciuni. Minciuni? Mă, tu ai luat-o razna pur și simplu, explică și mie, nu reușești să gândești coerent. Nu e adevărat, nu? Nimic nu e adevărat, Ilie e perfect. Este bărbatul perfect. Este bărbatul perfect, nu? Da. Este bărbatul perfect. Bă, ai nebunit de tot. Pur și simplu ai nebunit de tot. Poate să spună lumea orice, poate să aducă toate dovetile din lume că tu nu reușești să accepti. Dacă pe mine omul ăla m-a sunat și mi-a spus că e acolo, stai liniștită că în maxim 10 secunde o să am și dovada să te-o trimit. Că tu niciodată nu crezi. Ilie e ok, Ilie e bărbatul perfect, Ilie mă iubește, Ilie e Dumnezeu pe pământ. Numai asta știi să spui. Mm-hmm. Minciuni. Aveți invidioși și mincinoși. Vrea să ne strice nouă iubirea. Nu e adevărat nimic. Chiar vrea nu te cred. Să strice vouă iubirea. Oare cine e în iubirea asta? Deci nu este poza de asta, este imposibil, nu este poza. Băi femeie, tu ai luat-o? Nu e de azi, sigur nu e de azi, nici nu vreau să văd. Păi stai, nu e de azi. Băi femeie, tu ai luat-o razna? Da, să mă mai uit odată. E trucată poza. Minciuni. Băi fetițo, tu nu vezi că sunt ei doi? Uite-te că e îmbrăcat exact cum a plecat astăzi. Tu ești nebună? Sigur nu este de astăzi. Hai să ne mai uităm odată, ia fii ce frumos sunt, ia vezi. Nu mai vreau să mă mai uit. Dar uite-te o secundă cât de frumos sunt, bărbatul tău perfect, bărbatul alfa unde era. Cum să-mi facă mie Ilie așa ceva? Da, cum să-ți facă ție Ilie? Păi îți face asta de mult timp, dar tu nu, că Ilie e perfect. Nu vine să cred, deci nu mai vreau să mă mai uit. Nu mai vrei să te uiți? Păi ești sigur, povestea asta e adevărată, că face el așa ceva? Ai dovada în față și mă întreb dacă e adevărată? Da, ai dreptate, ce mă fac? Adică nu, deci nu, nu mai pot. În situația asta nu se mai poate. Gata, nu, mă răzbun. Calmează-te, gata. Înțeles, perfect, de acord. Te rog, calmează-te. Încearcă să inspiri. Așa, ok. Calm. Ne răzbunăm. E foarte bună ideea asta. Te faci un plan de atac? Da, stai liniștită. O să pun eu la cale un plan de atac. Și viitorul meu cum o să arate? Viitorul tău va fi, nu că perfect, va fi exact ca un curcubeu.
Planul lui Radu prinde contur. Vasilica este atât de rănită încât hotărăște să se răzbune pe Ilie. Imediat apare și Romeo, gata să execute partea lui de înțelegere. Ce faceți mai aici, agaricilor? Mickey, Mini, ce faceți mai aici? Mickey, Mini, pe cine vă? Mickey, Mini. Hai de tare, ce faceți mai aici? Avem un plan. Da, ce faci cu agaricii ăștia pe aici? Liniștește-te un pic. Ce vorbește cu ei? Ce trebuie să vorbești cu mine? Până acum n-ai vorbit cu ei? Cine ăștia? Nu, dau 2 lei pe ei. Nu 2 bani, 2 lei, ai înțeles? Ăștia nu o să calce în urma mea nici ăsta, nici ăsta. Ai înțeles? În urma mea niciodată, în tot pământul ăsta. Tu ești mare mahă. Adevărat că tu chiar le-ai realizat toate. Ai făcut tristă ești de asta, în p***a. Ce te uiți așa? Ce te uiți așa? Voi vorbiți, nu? Da, mă. Bă, în locul vostru aș tace din gură apa mică. Apa mică. Bă, ați uitat istoria voastră? Istoria omenirii, dar a voastră? Ești nebune, crescutul pe noi? Bă, adu-ți aminte și tu și tu și în special el. În special, special el. În special, băi băiatule, îmbătrânețea te cu vremea. Tu nu vezi că ești ca un cartof veștejit? Mi-a trecut vremea? Păi de ce stai? De ce? Ce e vorbile astea cu ei aici? Te-ai invitat cineva să rugi? Jumătăți de măsură, jumătăți de oameni pentru mine sunt. Nu vorbesc bă cu ei, bă, nu mai vorbesc cu ei. Eu deja îi jenez, deja nici nu mai mă uit la ei. Băi, băiatule, respectă-mă și ascultă și ce are de zis. Bă, dar tu nu vorbești, dacă vrea să vorbească, dar știi cum vorbește în momentul ăsta? Voi out, afară, dacă nu știți engleză, vrei să vă dai o lecție? Dacă nu știți engleză, out înseamnă afară, adică să ieșiți pe aici. Și atunci vorbesc eu cu ea, personal. Ce zice? Ei sunt prietenii mei, trebuie să fie aici de față. Ce vrei să-mi spui? Lasă, hai să nu mai băgăm pe ei în oală. Oamenii care sunt mici trebuie să aibă și tot oale mici. Ce vrei tu să-mi spui? Ceva foarte important. Eu vorbesc așa mai, că eu nu vreau să-mi dau arama pe față. Am lecții de dat la copii de ăștia. Hai pe dracu să te ia. Bine, uite, am să zic, sunt însărcinată. Ce? Da, sunt însărcinată. Cu cine? Păi, cu cine crezi? Cu tine, logic. Cu mine? Da. Nu, asta o știam și eu, dar te-am ascultat, ok, te-am ascultat, dar o știam și eu. Și am de gând să-ți iau copiii. Ce să faci? Vreau să-ți iau copiii. Tu și, mie? Da, nu mă mai interesează nimic, vreau să-mi crezi singură. Cred că tu deja ai de luat-o pe... De fapt, am și cu cine să-i crezi dacă vreau. Ai? Cu da. Cine? A, da. Cu tine nu mai vreau să am de face. Mă scuzi, ai cu cine. Da, ei doi, băieții da, vesel. Indiferent care, nu contează. Dar îți mai permis să ne jignești. Bă, da, stai că nu vorbeam cu tine. Bă, da, stai, nu vorbeam cu tine. Bă, da, nu vorbeam cu tine. Hai să ieșim. Păi mai dă-l dracu că toată viața numai asta știu. Să-l jignești, să ai gura aia mare. Hai că fraiere. Vedem fiecare, hai. Tu, ca persoană, nu puteai să-mi spui lucrul ăsta în afara oamenilor de nimic în fața mea, ei doi, puteai să-mi spui. Uite așa la telefon sau hai să ne întâlnim undeva să vorbim. Nu de față cu ei, că eu nu dau doi bani pe ei, cum ți-am zis mai devreme. Mie să-mi dai copiii, asta m-am hotărât, asta să ia faci. Ia du-te la un judecător să vedem, îți dă? Da, o să-mi da, da. Cu cine, cu agaricii ăștia? Da, cu agaricii ăștia, da, măcar o să-mi iau copiii. Să-mi da? Dai, te rog frumos, da? Da, ai uitat? Da. Ai uitat ce, cum ai uitat? Fost, acum vrei copii? Ce am fost, dragă, ce am fost, am făcut doi copii, unde sunt eu, ce, turistă, unde sunt eu, vagaboată. Îmi iau copiii, tu te rog frumos să-mi dai și mi-i cresc, da? Bă, dar te-ai gândit mult la chestia da, asta. Da, la câte mi-ai făcut tu și câte am descoperit tu așa merit și am să-mi iau copii. Eu vreau să-mi iau copii. Ce ai descoperit tu? Fă-mă să înțeleg și eu. Am văzut eu poze, am văzut eu câte minciuni au ieșit la iveală. Mi-a arătat mie cineva. Ce poze? Adevărul. Niciodată n-ai să vezi de la mine, o să-i cresc eu cu soția mea. Și atât, punct. Ai înțeles? Nici o șansă, nu renunți. Eu nu renunț la copiii mei. Hai să vezi. Îi cresc cu cine pot, cu cine vreau. Dar ție copiii mei nu o să-ți dau niciodată. Stai liniștită tu că ai să vezi că o să fie tot ca mine. Vasilica amenință cu tot ce poate, dar nici ea nu prea crede ce spune. A doua zi este ziua cea mare, ziua în care întregul adevăr va ieși la lumină. Testele ADN au venit și ele vor demonstra o dată pentru totdeauna ce a fost minciună și ce a fost realitate în viețile acestor oameni. Am rezultatele analizelor aici. Vreo șansă să mai apară vreun părinte de al lui Antonio? Sau putem să deschidem plicul? Să sperăm că... Mamă, tată? Nu, suntem toți aici, nu? Nu mai e nimeni implicat. Ok, perfect. Înainte de a deschide plicul cu rezultatele, vreți să mai spuneți ceva? Indiferent de rezultatul testului, o să rămân toată viața pentru Antonio, tatălui. Eu, personal, am spus asta. Și eu, mama lui, o să rămân aceeași. Tu, Vasilica, ce părere ai? Și eu. Sunt de acord să rămân mama lui, mama copilului. Să rămân mama copilului? Bine, nu, sunt mama lui, dar vreau să-l cresc eu.
să-l crești tu, pe Antonio? Da. Și voi doi v-ați obișnuit cu ideea că ați putea fi tată? Nu, dacă vedem ce o să spună Desire, dar o să-l susțin de la financiar, de la distanță. Nu știu, vedem cum o să fie treaba. Probabil că o să-l susțin financiar. Nu doresc să te implici direct. Nu. Nu te simți sensare. Nu. Radu, tu? Dacă se va afla că este copilul meu, cu siguranță mă voi implica mai mult și îi voi aduce copilului un zâmbet pe buze, pentru că merită. Dar mai întâi este primordial să aflu rezultatul. Deci poți să deschid plicul acum? Nu are nimic de spus? Vă rog. Bun. Nu ne mai fierbeți, vă rog. Vă rog. Romeo? Da. Nu, no, imposibil. Tu nu ești tatăl lui Antonio. Logic. Ok. O ușurare pentru mine. Radu, tu ai simțit aceeași ușurare dacă te-a spune acum că ești tatăl? L-accept și am să mă bucur de el tot restul vieții. Tatăl copilului este Ilie. Ce v-am zis, băieți? Bravo! Felicitarea mea ești... Mulțumim! Deci, Ilie, se pare că toate temerile tale erau nefondate. Copilul poate să aibă și platpus, poate să aibă și... să nu aibă gesturile tale sau caracteristicile tale, dar e al tău până la urmă. Da. Întrebarea este acum, care dintre cele două mame vor decide să crească copilul alături de tine, nu? Eu vreau să-l cresc eu, vreau să-l cresc eu, da. Dar am și un drept de spus. Eu vreau să-l cresc, înțelege copilul meu. Ei, și tu taci, și tu, la fel. Și chiar vă rog, am dreptul de tată și eu la o opinie, da? La un drept, de a spune, de o replică. Eu vreau ca ea să crească copilul meu. Vasilica, tu odată ai cedat copilul. A fost așa sub impulsul momentului? Da, sub impulsul... Sau îți dorești acum să schimbi situația? Da, vreau să schimb situația. Pentru că sunt însărcinată a doua oară și tot cu el. Într-adevăr, este însărcinată, dar nu se știe cu cine, cu el oricum nu este. Ea cu el spune, dar nu e cu el oricum. Nici primul n-a fost cu el, dar s-a aflat. Deci, până la urmă, ce se va întâmpla cu Antonio, în primul rând, și rămâne să vedem ce se întâmple cu viitorul copil al Vasilicăi? Nu vreau tu, vreau ea. Tu nu lăsa, poate te răzgândești, eu vreau să-mi încresc singură. Eu stăteam cu el când avea febră, eu îl duceam la medic, eu îl spălam, îl schimbam, îl călcam, îl scoteam la aer, afară, eu îi dădeam să mănânce, tu umblai din bărbat dacă în bărbat. Dacă crești cum l-ai mai crescut cu mine, să zicem... Tu în loc să zici, bă, dar proste, bă, că m-a salvat Sonia de la moarte. Păi așa e și pe mine și pe copil. Faci și altul acum. Acum mai crescut și eu la altă pot să-mi iau, să-mi cresc singura, uite aici. Nu vezi cum arăt și că ești la club. Poți să vii să-l vezi, nu ți-a interzis nimeni lucrul ăsta. Dar am ales să-l crească ea, să-l cresc cu ea. Așa te-ai hotărât tu. Da, ultima oară spun. Așa ai hotărât tu. Păi dacă n-ai auzit de la mine ce-am zis, te-ai hotărât tu, dar nu m-am hotărât eu. Da, Vasilica, ți se pare că până acum Veronica a făcut o treabă bună? Nu prea. Mai bună decât tine? Care n-ai fost prezent în viața copilului? Poate că n-am fost așa un moment, dar nu înseamnă că a fost cea mai bună mamă și după câte m-a crescut pe mine, nu prea sunt mulțumită, nu ești mulțumită de educația de pe care o să-i dea copilului meu, pentru că știu cum a crescut pe mine, totuși suntem surori. Este foarte bine că pentru moment am rezolvat ceea ce l-a interesat pe Ilie, care a deschis medierea. El a aflat că este tatălui, în ciuda tuturor temerilor sale. Nu mă așteptam să discutăm și despre cine este mama copilului, dar am rezolvat-o și pe aceasta și vom decide exact ce se întâmplă din punct de vedere legal cu mama copilului. Zic să închidem aici și să nu mai avem alte surprize. Concluzia este șocantă. Vasilica este dispusă să lase primul ei născut în grija surorii mai mari și sperăm că de al doilea copil se va îngriji mai bine de data asta. Ilie și Veronica trebuie să încerce să-și refacă relația pornind de la sentimentul pe care este evident că l-au unul pentru celălalt. Radu și Romeo vor ieși din peisaj așa cum au intrat, cu mâna goală. Importanți în toată această poveste uluitoare sunt însă copiii, cei născuți și cei nenăscuți și modul în care ei pot modela în bine viețile adulților care au fost aleși să aibă grijă de ei.